mesajul prezent, mesajul care urmăresc online pe Facebook. Invitatul celei de-a 60-a întâlniri a Cercului, găzduit de Cărturești de Luna, este scenaristul, regizorul, realizatorul de film de ficțiune și realizatorul de film documentar, Marius Olteanu. Am ținut să fac toate aceste prezentări pentru că am descoperit și eu în pregătirea acestei întâlniri că sunt foarte multe compartimente de ocupările jurului de-a lungul vremii, de care eu nu știam. De-a lungul vremii, anilor care s-au spus până la acest moment 2019, care culminează cu debutul de un metraj, Monștri, cu o premieră foarte spectaculoasă la Berlin, foarte aplaudată, foarte bine primită, un parcurs foarte spectaculos la rândul lui filmului în festivalurile internaționale. Suntem într-un fel la capătul proiecțiilor care sunt în țară. Sper că nu. adică tot ce se poate, dar încă mai sunt proiecții, adică mai sunt inclusiv săptămâna viitoare. Îmi doream foarte mult, dați-mi pentru că am făcut această introducere, să avem o discuție care să permită, până la urmă, să afle toți cei care ascultăm cum anume s-a ajuns la acest film Monștri. Și pentru că ne-am avut o discuție înainte de această întâlnire, ne-am cunoscut și pentru că mi-a povestit cum anume s-a format, vreau să te rog, înainte de orice, să le povestești celor care te ascultă cum arată cineastul, să faci un portret al cineastului în tinerețe și să vorbești despre anii de formare, despre primele experiențe, despre momentele care te-au dus în cinema, dar să fac că eu știu deja și nu o să intru prea mult în dezvoltare, știu cum ai pornit, cum s-a format și să-l povestești despre acei autori de cinema care te-au făcut pe tine să-ți dorești ca și film. Ce? Asta e singura întrebare. Bună seara! Mulțumesc că sunteți aici, mulțumesc pentru invitație, Laura, Genevieve, Marius. Da, mă bucur că sunt aici, nu știu, n-aș vrea, vreau să vă zic asta, dar început n-aș vrea, cel puțin în ceea ce mă privește, să fie așa un discurs de ăsta în care, adică cei care, dacă se uită cineva la noi, în fine, atât de acasă, asta e, n-au cum să zică, dar aici, dacă vă interesează ceva anume sau așa, ne spuneți, adică întrerupeți-ne, ne ziceți da, pentru că eu am oroare de discuțiile astea care nu interesează pe nimeni, în care oamenii stau cu sadoarmă, alții se prefac că spun lucruri foarte interesante, dar care nu interesează pe nimeni și de asta n-aș vrea să stăm aici cu două microfoane în gură și să vorbim pe lângă. La ce făcea referire Laura când a zis ce a zis, eu am avut alt parcurs înainte de ăsta cu filmul. Adică mi-am dorit cumva să fac teatru, să fac film de pe la 5 ani. N-a fost o chestie care a apărut așa, m-am trezit la 25 de ani că vreau să fac film. Dar pentru că familia mea și, în fine, sora mea studii de economie și profesau în domeniul ăsta, s-au gândit că, ok, varianta cea mai sigură este ca și el să facă același lucru, că știm toată povestea asta, știm cum o să decurgă lucrurile, o să fie ok, financiar, așa, deci ar fi mai bine să facă lucrul ăsta. Și, în fine, au fost niște discuții și așa, nu o să intru acum în telenovela familiei, dar am, până pe la aproape 20 de ani, m-am ținut de chestia asta. Respectiv, m-am ținut până când am obținut o bursă într-o altă țară, respectiv Luxemburg, unde am dat peste o școală în care chiar se făcea școală, nu ca ce făceam eu aici, unde aveam impresia că sunt destul de bun la o chestie la care nu mă pricepeam absolut deloc. Și dându-mi seama că, ok, trebuie să fac anumite lucruri, trebuie să știu anumite lucruri, trebuie să învăț constant, trebuie să așa, mi-a fost foarte clar că nu-mi place deloc ce fac la școala respectivă. Și am început să filez să mă duc la film și să mă duc la atât de multe filme încât la un moment dat ne luasem o cană în care păstram toate biletele de la filmele pe care le vedeam și le tot puneam acolo și la un moment dat cana aia crăpa de câte filme
vinete, bilete de film, am tot pus înăuntru. Și am văzut un film acolo care, în fine, s-a și potrivit cumva, respectiv Magnolia lui Paul Thomas Anderson, care a apărut chiar în anul în care eram eu în Luxemburg și mi-a plăcut foarte tare și ideea și capacitatea asta a lui de a reda mai multe povești și de a le intersecta cumva pe toate și a da din a transforma senzația asta pe care o avem continuu de întâmplare și de, nu știu, potriveală sau așa, într-o logică și de a, da, de a crea, cred că 7 sunt, sper să nu fac rogaf acum, povești coerente și de foarte emoționale. Și m-am dus, am văzut odată, am mai văzut odată, pe care am zis, ok, o să mă întorc acasă și o să dau la film. Plus că nu, pe vremea aia nu înțelegeam nici parte din ideea asta de regie. Și eu cumva am dorit să cred că toată lumea își dorește că actorii sunt primii cu care intri în contact când te uiți la un film, când te uiți la teatru, când așa mașinăria din spate nu prea o vezi. Și atunci m-am gândit, ok, o să fiu actor, după care citind despre Magnolia și aflând mai multe lucruri, mi-am dat seama că da, ca regizor e posibil să ai o experiență și mai bogată. Și care erau reperele la început, în momentul în care ai început să faci film? Adică, dacă au contat în fel, de fapt, modelele? Sau afinitățile? Sau erau autori de cinema care te fascinau sau care te interesau? Sau filme care să-ți placă atât de mult încât să-ți fi dorit să le fi făcut tu? Da, cred că toată lumea are chestia asta, adică știa că nu ești regizor, cred că sunt și autori și oameni de film sau de teatru sau așa care te inspiră. Și da, mie mi-a plăcut în prima fază, mi-a plăcut Bergman foarte tare, probabil că eram și la vârsta potrivită, că ești mai dark, sunt toate filmele alea trăite, intense, toată lumea țipă, se dă cu capul de perete, mai prin planuri și... Da, a venit ceva cu ciorap monștri. Mișto. Și... Da, pardon. O de Bergman și de serios. Da. Da, nu-i vedeți, dar are niște ciorap monștri. Și... Da, a fost Bergman o perioadă, după care, în fine, îți dai seama că și Bergman a făcut filmele pe care le-a făcut după o anumită experiență de viață și după ce a trecut prin divorțuri și prin, nu știu, la un moment dacă a și fost arestat pentru fraudă fiscală, în fine, i s-au întâmplat tot felul de lucruri și, da, chiar dacă îți place stilul unui regizor, cumva, până la stilul ăsta, în cazul multă, e un drum destul de lung. Chiar și dacă luăm, de exemplu, pe Xavier Dolan, care a făcut la, cred că, 19 ani avea cât film, a ajuns pe el direct la Cannes. Și acolo e o experiență destul de mare, că e un copil de, te știu, oameni de film, teatru, a confruntat cu lumea asta și cu, în fine, foarte multe experiențe de foarte mic copil. Deci, da. Experiența era problema, că eu nu prea aveam niciun fel de experiență și mi-am aminte când am intrat aici la film, la școală, aveam 20 de ani, ceea ce oricum că spunea că am un pic mai multă experiență. Și mi-aduc aminte că a zis cineva și mi-a zis foarte nesimțit omul ăla, de probleme, cum poți să zici așa ceva, că ar trebui la film să se intre după 30 de ani. Ca să apuci și tu să trăiești un pic, să faci așa o idee despre lume și... Dar la 20 de ani e destul de greu să accepti chestia asta, să accepti că, nu știu, la 20 de ani, 10 ani par foarte mult. Și acum cum se pare? Puțin. Da, acum se pare puțin și oricum, iarăși mi se pare, dar acum, iarăși, aș vrea să mai zic un lucru, că ceea ce spun eu acum, în mod evident, nu e adevăr universal. Adică s-ar putea, ce mie mi-a luat, totuși am intrat în școală la 20 de ani, am debutat la 39. Unii om de trage, deci la 19 ani. Sunt convins că sunt oameni care nici nu au nevoie să ducă la școală de film ca să facă un film de lungmetraj și încă unul bun. Deci cumva fiecare cu parcursul lui. Dar pentru mine, informația asta primită atunci s-a dovedit una destul de relevantă. Că da, e nevoie de timp și
E nevoie să treci prin niște lucruri și să le lași un pic să se așeze, să te gândești la ele și... Faptul că te-ai întors să ajungi după acel moment cu Nebursa, cu Luxemburg în țara, a schimbat în cursul acestor experiențe, adică tu ai făcut o pregătire de film și a Londra, ulterior. Punându-se cap la cap lucrurile astea, s-a schimbat, crezi, parcursul? Da, cred că s-a schimbat fiecare lucru. Acum, nu știu, Luxemburg a schimbat multe, făcându-mă să-mi dau seama că nu vreau să fac economie, dar așa, experiența de atunci a fost proastă. Da, pentru că, în fine, întâmplător, acum am fost cu filmul ăsta, deci după 20 de ani și am avut proiecție cu filmul meu exact în cinematograful în care am văzut Magnolia acum 20 de ani, exact, în care mă duceam când puneam. Da, am descoperit acum cu totul alt Luxemburg, dar întrebarea e dacă e cu totul alt Luxemburg pentru că eu m-am schimbat sau dacă e cu totul alt Luxemburg pentru că... Bine, s-au întâmplat niște lucruri acolo. Uniunea Europeană și-a adus foarte multe organizații, sedii, sunt acolo în Luxemburg. Deci e mult mai multă lume decât, ca să faceți o idee, la ora 5 se închidea tot, deci nu mai vedea niciun om pe stradă, nu era nimic. Aveau cinematograful ăsta care se numea Utopia, într-un mod destul de potrivit, a zice, singurul cinematograf din oraș și mai aveam un cinematograf Utopolis care era la 3 km de mers pe autostradă. Deci trebuia să mergi printre, nu printre, pe lângă camioane și așa, ca să ajungi la cinematograf. Și aveau un bar, cred, care era deschis vineri sâmbătă și unul care era deschis doar sâmbătă. Și cam asta era toată viața din Luxemburg. Ceea ce la, nu știu, 19-20 de ani părea că suntem la închisoare, adică oricum n-aveai, chiar n-aveai ce să faci. Spre despre de efervescența Bucureștiului regăsit aici? Da, nu știu cum e cu efervescența Bucureștiului, că totuși era anul 2000, dar e, iarăși, depinde ce e definitoriu pentru un om. Pentru mine, oamenii de lângă mine sunt foarte importanti. Și aici aveam colegii de foști colegi de liceu, aveam prieteni, aveam familie, adică deja viața mea socială a primit un mega boom când am întors în România față de Luxemburg. Deci, începutul facultății a coincis cu anul 2000, nu știu, am fost un început foarte mult de toate. Da, întreb pentru că, practic, te formai pe măsură ce și la noi începea tot acest entuziasm legat de nou cinema românesc și receptarea unui străinătate. Bine, nu începuse încă entuziasmul, dar și mi-aduc aminte că atunci când a ieșit Marfa și Banii pe care eu l-am văzut într-un cinematograf pe care uitându-mă așa la voi și gândindu-mă la vârsta voastră, nu știu, poate am auzit ceva de cinema Lira. Da, vă spun că nu. În fine, ăsta era un cinematograf undeva pe lângă Marriott, calea 13 septembrie, nu știu ce. Un cinematograf foarte special pe vremea aia, pentru că erau trei săli, erau un multiplex, așa, la Baia Letre. Erau trei săli într-o singură clădire. Bine, sălile erau ceva, nu știu, era una care cred că avea 20 de locuri, adică era mai mică decât... Da, sala mea, exact, care suntem noi acum. Ei, și mi-aduc aminte cum a fost cu entuziasmul. Acum, normal, după 20 de ani, e mai simplu de zis, dar am văzut Marfa și Banii la Cinema Lira. Eram, deci venisem cu doi prieteni și mai erau încă doi oameni în sală. Când auzeam așa piciorușe rapide pe jos, ridicam cu toate picioarele, că știam că e un șobolan în sală și nu era, nu voie să se suie pe tine. Și da, nu era nici cea mai bună proiecție și nici, adică filmul ăla însemna mult mai mult decât ne dăm seama, dar nu a fost, cred, primit cu entuziasmul pe care am vrea să ne-l aducem aminte acum. Adică cred că lucrurile s-au întâmplat mult mai încet și da, însemna mult că un film românesc a fost a interesat în afară și că a luat premii și așa mai departe. Dar eu, de exemplu, mă simt destul de mândru că mi-aduc aminte că am ieșit atunci din sală și am zis prietenilor mei, e prima oară când am avut senzația că mă uit la oameni. Deci cred că de la Mircea Danieliuc nu mai avusesem senzația asta
de foarte mult timp să la un film românesc, să zici, da, uite, văd oameni, cum vine, nu că nu juram eu cine știe ce, să le eram foarte agresiv pe vremea aia, dar chiar avem senzația că mă uit la niște oameni pe bune, niște actori care se prefac. Și am rămas oricum cu foarte, foarte mult timp cu imaginea asta de Dragoș Bucur, mi-am încălzit. Alex Leo Șerban a zis la un moment dat o chestie care mi s-a părut foarte amuzantă, dar care era foarte... care era corectă, că Dragoș Bucur ar fi credibil și în rolul unui ăsta, stâlp de curent. Și într-adevăr era, nu știu, era, da, era foarte, foarte credibil și a fost credibil după aceea și în polițist acceptiv și așa mai departe. Dar în momentul respectiv care erau autorii de cinema din spațiul românesc care te interesase? Pentru că părinți că erau totuși niște modele dominante la școală, în ATC sau... Da, nu știu ce să zic. Era într-adevăr, era Mircea Daneliu care a făcut două filme care pentru mine sunt... Bine, a făcut multe filme, dar două care mi se pare așa incredibile. Probă de microfon care este... Nu știu, și acum, mi se pare că e unul din cele mai bune filme ever pe care le-am văzut. Și care iarăși e foarte bine jucat și foarte deștept și cumva pentru secvența din Monștri de început cu Gara, ne-am tot gândit pentru și acolo filmul începe cu Gara și cu oameni care li se iau interviuri prin Gara, în fine, mă întrebați niște lucruri, din păcate, acum, cu tot GDPR-ul ăsta și cu așa, nu mai poți să faci nimic spontan. Adică nu mai poți să filmezi oameni pe stradă fără să le iei acordul dacă sunt recunoscuți, ceea ce înseamnă că se duce dracu de tot realismul. Dacă vrei să vorbești direct cu ei, toată lumea e complet bruiată de televiziune și de internet și de nu știu ce și nimeni nu mai are curaj să zică nimic sau dacă zic ceva, de cel mai multe ori sunt chestii de-astea foarte... cum să zic, venite și din frustrare, și din nerv, și din supărare, și așa, și bine, filmul ăsta, probă de microfon, radiografiază foarte bine cum erau oamenii atunci, bine, sfârșit de anul 70, început de anul 80. Și la fel și Croaziera, tot, anii Mircea Daneliu, care mi se pare un film incredibil. Altfel, nu știu ce să zic, din spațiul ăsta, dar mai era Alexandru Tatăs, care mie mi-a plăcut foarte tare și care, în fine, dincolo de secvențe care-i privit așa de capodopera lui, a făcut un film care mie mi se pare foarte amuzant și mi se pare așa foarte trist, că, iarăși, nu știu câtă lumea de aici știe secretul Armele Secrete, care e un fel de fantezie de asta, să mărte toate baznele românești și băgate, în fine, într-un context ăsta mai mult sau mai puțin politic și sunt... Tu știi, e cumva o aberație de film și în același timp când avem un film foarte deștept și amuzant. Nu știu, mă gândesc acum pe cine mai scap, dar ăștia doi ar fi cumva regizorii care mie mi s-au părut cei mai importanți atunci. Da, și așa, importanți cumva și pentru că la nivel de demers am înțeles ce vreau să facă și la nivel cumva de constanță și în calitatea filmelor și pentru că, da, mai sunt regizori care au făcut filme bune și... Iată, și Iosif Demian mi se pare un caz special, dar, din păcate, nu știu, cu tot regimul ăsta și el a trebuit să emigreze, nu a reușit să facă prea multe filme. Da, cam asta ar fi. Pentru cum eram eu atunci, în 2000 și ceva. Da. Și la început ne interesa să faci filmul. După cum am zis, scuze, că dacă e ceva, nu știu, de care vreți să vorbim, ziceți-ne, că așa... Da, putem să stăm noi să vorbim. Da. Nu trebuie să vă simțiți obligat, dar doar dacă e ceva, putem să facem așa o discuție mai mulți. Și s-a făcut zoana jumătate, cumva mai primită. La momentul ăla de început, ai vrut să faci numai film de ficțiune. Nu te gândeai la formule de documentar. Ce e bine în unele ce, în fine, cred că e cazul și acum, nu știu, atunci sigur era.
programa fusese cumva gândită încât să-ți dea voie să experimentezi. Și, de exemplu, în anul 2 începea cu un film documentar. Deci puteai să faci un film documentar și să vezi ce se potrivește, ce nu, ăsta nu ți se potrivește. Dar eu atunci am avut cu filmul de anul 2, cu documentarul ăsta, am avut cumva primul șoc, apropo de ce înseamnă mesaj, așa cum îl înțelegi tu, și mesaj așa cum îl înțelege publicul. Pentru că am făcut un documentar despre un barman care cred că nu-și mai trăiește acum. În fine, care trebuia să fie ieșit la pensie de vreo 4-5 ani, dar continua să fie barman pentru că nu mai avea familie, părăsise soția, rămăsese fără copii și așa, stătea într-un bloc de nefamiliști și cumva singura lui interacțiune cu oamenii, culmea, se întâmpla fix din poziția asta în care era barman, stătea acolo închis în cubul ăla de sticlă, dar nu știu, mai vedea oamenii, mai înjura cineva. Da, și... Și am făcut filmul ăsta, de care eram cumva foarte mândru și mi-am aminte că m-am simțit așa și foarte deștept, am pus Radiohead la sfârșit și l-am filmat când urca pe scări în blocul ăsta lui de nefamiliști și tot îl vedeam cum se învârte și se învârte și era muzica aia deprimantă și m-am gândit, mamă, să plângă toată lumea în sală. Și mi-aduc aminte, am făcut prima proiecție și era doamna Rătița, care era, în fine, laboranta de la unei ATC, care era de altfel o femeie foarte amuzantă și care cum s-a terminat filmul, a zis, așa m-am săturat să văd oameni proști și am plecat. Da, și în fine, da, am vorbit cu ea și mi-a zis că, iarăși, apropo de cum se înțeleg lucrurile la 20 de ani, 20-21 de ani, și cum se înțelegeau la 40, dar la doamna Rătița în momentul ăla, da, pentru că ce pentru mine era destin și tragic și săracul, a rămas singur și l-a abandonat familia și așa, ea, probabil, cu mult mai multă experiență, înțelesese și de ce l-a lăsat familia și... Da, în fine, n-am mai revăzut filmul de atunci. Sunt convins că Radiohead mi-a plăcea și în continuare, dar restul nu știu ce să zic. Deci, da, n-am mai vrut să fac documentar după aia. Nu, n-am legătură cu chestia asta, e... mie mi se potrivește mai bine fricțiunea, cred, pentru că... Ficțiunea, am zis fricțiunea? Da. E un alt tratat interesant ăsta. Da, ficțiunea. Tocmai din cauza fricțiunii, respectiv, în momentul în care faci documentar, cumva controlezi lucrurile până într-un punct. Pe când, când faci ficțiune, bine, nici la ficțiune nu le controlezi din punctul meu de vedere de control fric, așa nu le controlezi atât de mult cât ai vrea și cât ai crede că poți să le controlezi. Dar la documentar e, nu știu, mi se pare că e foarte greu și întâmplător tot este Anca aici, am făcut niște proiecte împreună cu UNICEF și nu știu, câteodată ajuns să vezi, mai ales când interacționez cu copiii care sunt și foarte sinceri, și direcți, și nu știu, spun ce au de spus fără să se rețină într-un fel, da, poți să ajungi în situații în care să dai seama că mie mi s-a întâmplat, de exemplu, că nu poți să duci toată realitatea aia și că și unui copil, în momentul în care filmezi, așa nu poți să existai un pic, că pe mine mă afectează ce zici tu, mă duc un pic acasă, mă liniștești, după aia mă întorc. Nu, e... Te controlezi și... Și da, mi se pare că trebuie să fii cumva la nivelul ăsta de live, așa, trebuie să fii mult mai puternic ca regizor de documentar, ca regizor de ficțiune. Și cum se modifică comisia asta manipulării, asamblării? Cum pornești într-o taie? Mă gândesc la Timoc, la lumea limba. Da. Tu ai petrecut foarte mult timp acolo. A existat vreo intenție în momentul în care ai plecat, știi, că pleci la drum, că îți doreai să găsești ceva anume?
Da, sau pur și simplu contextul a determinat forma la care s-a ajuns pentru. Da, nu, îmi doream să găsesc anumite lucruri și mi le setasem cumva în funcție de ce citisem, ca să înțelegeți de ce vorbim. Am făcut acum aproape 10 ani un documentar despre Timok. Timok fiind o zonă din Serbia care e la graniță cu România și care sunt foarte mulți oameni care vorbesc cu o română de asta de acum 200 de ani, pe care încă o putem înțelege, dar în fine sună așa un pic ca din cărți. Și oamenii ăștia, pentru că n-au trecut la ortodoxism, respectiv la creștinism, cum trebuie, au rămas cumva în urmă, unii dintre ei au niște convingeri de astea pre-creștine, că odată ce mori, te ajungi într-o lume fix ca asta și vei face fix aceleași lucruri, drept pentru care, nu știu, dacă ești șofer de tir, trebuie să te mormânteze cu tirul, sau dacă nu cu tirul, măcar cu volanul, că e mai așa. Dacă, nu știu, ți-ai petrecut toată viața stând uitându-te la televizor, te mormântează cu televizorul, sunt tot felul de chestii de astea, adică inclusiv știu pe cineva pe care l-au îngropat cu o mașină mică. Deci a fost o chestie tare. Da, și era un mormânt, practic, o mașină mică. Da. Așa, și după aia se fac casă în cimitir și în casa aia de, nu știu cum se numește, Joia Morților sau cum e, Joia Mare, așa. Vin acolo, fac un fel de picnic, toată lumea mănâncă, bea, dansează. În fine, ești, sunt și niște secvențe în film, chestia asta. Deci oricum, eu, e bizar. Și da, m-am dus cu niște chestii setate, dar iarăși acum, dacă la ficțiune, mi se pare că nu simt, nu știu, n-am nicio jenă cumva să modific lucrurile așa cum vreau eu și dacă simt că nu, ok, aici nu mi se pare realist sau nu merge sau nu pot să fac legătura cu alte secvențe, n-am nicio problemă să modific. La documentare nu pot să fac chestia asta. Adică nu pot să, nu știu, mie displace foarte tare să zic, hai mai treci o dată și nu lua paharul de aici, ia nu știu ce de acolo și e, da, nu știu, îmi da așa o senzație de asta de jenă, că doar că, iarăși, acum intrăm în fizică cuantică cu chestia asta, cum e când nu e observatorul acolo, cum e când e observatorul, că nici oamenii nu se mai comportă ca niște oameni normali. Deci, dar ai, până la urmă, să ai o încredere în tine, să nu te simte ca o prezență ostilă, cum te apropie? Nu cred că par neapărat genul de prezență ostilă, dar... Nu, asta nu era, nu era neapărat o problemă, pentru că oamenii erau foarte prietenoși, deci asta n-a, aici n-a fost nicio... Și erau iarăși un lucru care s-a schimbat cu toată televiziunea și cu toate serialele și VOD-urile și așa mai departe. Nu știu, toată lumea a devenit mult mai paranoică. Pentru că acolo nu aveau, adică veneai cu camera și întrebai, poți să filmezi? Sigur și filmai. Nu era nimeni, stai, dar ce e asta? Dar de la ce televiziune sunteți? Da? Nu, și nici măcar nu ne-a zis nimeni cum, nu știu, se mai întâmplă pe aici, dacă te duci prin un sat, așa mai undeva de la munte, să ți se zică vreau și eu înregistrarea asta sau ceva, în ideea că e un fel de amintire. Nu, n-aveam nicio pretenție. Deci, nu, la nivelul ăsta n-a fost complicat, dar așa, pe partea de regie, să zic, era eu un episod la un moment dat cu această doamnă care vorbește cu morții, care, în fine, acolo se numesc căzătoare aceste femei, sau se numeau, nu știu câte mai sunt acum, care undeva, nu știu, în fine, în tinerețe, să zicem, 16, 17, 18 ani și așa, leșinau și intrau într-un fel de transă și dacă în momentul ăla te duceai la ele și le spuneai, uite, mi-a murit, nu știu, fratele și vreau și eu să întreb dacă e bine și nu știu ce, puneai întrebările alea, o întrebai pe respectiva căzătoare și ea spunea vrea ciorapi sau nu știu, e tare. Și evident că chestia asta nu puteam să o fac așa, să mă duc la femeie și să-i zic hai, vorbește. Și am găsit o babă, ea zice, o femeie bătrână de acolo sat, care îi murise fiul și am rugat-o dacă poate să meargă. Noi, în fine, povestea e mai lungă și mai creepy, în sensul că prima oară am vorbit cu un băiat, bărbat, în fine, avea vreo 30 ceva de ani atunci, care făcuse facultatea la Bor, făcuse facultatea imediat după ce îi murise mama și
când au venit toată chestia asta cu căzătoarele, în fine, el lucra pentru primărie ceva, ne-a zis că i-a murit mama și ne-am întrebat, n-ai putea să vii cu noi să mergem la o căzătoare să vorbești cu mama ta? Și a zis, da, am identificat și o căzătoare și ne-am dus acolo, dar eram cu mai multe profesoare de la Universitatea de Vest din Timișoara, cu... Eu, în fine, eram un fel de om orchestră pentru care filma și ieșit un pic ciudat așa la nivel tehnică și filmam și trăgeam sunet și făceam și producție și regie cumva și făceam și fotografii pentru album, deci așa. Dar, oricum, ideea e că eram 5 oameni. Deci ne-am pus acolo 5 oameni plus băiatul, domnul respectiv de la primărie și această doamnă care arăta amuzant, a zice, nu știu, cumva era mică, lată, cu niște sâni enormi, cu un păr ondulat, așa arăta, arăta amuzant și era și foarte vesel. Și, da, și am intrat acolo, deci erau 4 reportofoane, camera de filmat, mai aveam și eu un microfon separat cu care trăgeam sunet, un recorder separat și a început această doamnă tot procesul, care, în fine, mie și acum îmi face și-o pielea de găină, deși e, da, poți să zici că e tâmpenie, dar nu știu, când era acolo și făcea chestia asta, punea un pahar cu o lumânare, zicea o incantație de 100.000 de ori și după aia lua un cuțit și măga cuțitul ăla în pahar și zicea uite, respectiv uite. Și, în fine, era, chestia era bine gândită, așa, în sensul că eu nu puteam să mai țin microfonul la gură de atât de entuziasm. Se vedea o umbră de la lumânarea aia și cu toată starea aia în care te băgase cu incantația, credeai cumva că și dacă, nu știu ce. În fine, ce a fost mai ciudat prima oară când am dus acolo a fost că pe drum băiatul ăsta ne-a zis că atunci când era la facultate, din când în când își mai făcea cafea și își aduce aminte chestia asta că într-o perioadă, după ce pusese mormântarea mamei lui, făcea cafeaua, cafeaua era foarte fierbită, o lăsa pe perva să se mai răcească și când o lua era mult mai puțină decât pusese acolo. Și în final a fost, oricum a fost așa cumva spooky, a fost cam ciudată informația asta, dar e, și începe doamna să vorbească cu doamna căzătoare, vrăjitoare, ce, să vorbească cu mama băiatului, domnului, așa, și o întreabă, el are nevoie de ceva, vrea să-i mai dăm ceva și căzătoarea spune, păi ce avea nevoie, i-ai dat când avea nevoie. Și a zis, adică cum? Și a zis, păi știi că îi plăcea cafeaua și când erai tu în facultate era poftă de cafea, dar tu i-ai dat cafea atunci de... A zis așa o chestie de lăsați reportofoanele, fugiți, că... Da, în fine, deci s-a potrivit chestia asta, s-a potrivit atât de bine încât după aia când ne-am pe drum, după ce l-am lăsat pe el, ne gândeam, păi, poate ăștia s-au vorbit, a sunat, i-a zis, vezi că eu bag chestia aia cu cafeaua și după aia tu zici că... La momentul în care cineva e voluntat și se pune în mână sau în plână, nu cafea, ca să aibă să bea și pe lumea. Da, așa. Bine, asta era, adică față de tir, o cafea, mi se pare... Nu, e la unii chiar era complicat să-i mormântesc cele plăcuse cu lumea. E, partea cea mai nasoală a fost când am ajuns la... Stăteam într-un fel de cămin de ăsta cultural, nu știu ce, și am zis, hai să ascultăm înregistrarea, să mai trecem o dată prin ea și să vedem dacă ne mai lipsește ceva, să mai mergem să mai filmăm cu femeia asta. Și dăm drumul la primul reportofon și se aude nimic înregistrat. La fel și pe al doilea, la fel și pe al treilea, la fel și pe al patrulea. Iar la mine, pe cameră, era imagine, dar nu era sunet. Și iarăși pe microfon, deci n-am avut niciun sunet de la înregistrarea asta. Da. Păi, sunt poveștile celebre cu Băștina și cu Gării, că mă gândesc pe de... trebuie să auzim întrebarea și în... Ne urmăresc foarte mulți oameni pe internet. Sunt poveștile celebre cu Băștina și nu știu dacă sud-americani sau ceva de genul ăsta, care nu ieșeau poze.
cărnica, Paul, da, și este iarăși povești cu yoghini, care, mă rog, spune povestea că pot să-și facă corpul să nu apară în fotografie, dar că vor ei să apară în fotografie bine. Și după doamna asta nu pot bănui că a vrut ea să nu ne ia să sună. Da. Dar nu știu poveștile astea și cumva, în fine, sunt destul de rațional așa de felul meu și tind să nu cred chestii de genul ăsta, da, dar... Eu vreau să întreb ce adresare doamna. Doamna asta căzătoare. Nu știu, trebuie să întreb în primul rând dacă mai trăiește chestia aia. Deci au trecut 10 ani, nu era nici foarte tânără. Și oricum îi povesteam la Laurei că a fost foarte ciudat că eu cumva stabilisem o relație cu ei, să mă sune când murea cineva sau așa, să mă duc să filmez. Și asta mă face cumva să mă simt și mai ciudat când mă gândesc că probabil foarte mulți din ei cu care am filmat, sigur au murit. Adică, în fine, unii au murit la 2 luni după ce am terminat de filmat, deci am făcut film. Deci, o să încerc. O pot întreba pe Otilia Hedeșan, pe doamna profesoară de la Universitatea de Vest, dacă că dumneavoastră a mai fost acolo. Adică e o zonă în care s-a tot dus și pot să întreb dacă mai știe ceva de... Da. Dar ne-am încăpățânat și ne-am mai dus odată cu această doamnă în vârstă care se vorbească cu fiul ei și apropo de ce ziceam cu fizica cuantică și de cum schimbă observatorul și așa, doamna căzătoare a devenit o actriță de teatru de comedie sau teatru Constantin Tănase. Deci era tot, a fost un cântat și un... Și nu știu, eram chestii de astea de... Știu că a și zis, când a apărut umbra aia în pahar, a zis, a, uite, îmi zice aici că, a, de fapt tu știi că ai văzut filmul. Voi v-ați întâlnit ieri și v-ați vorbit ca să-l cătați. Și a fost așa o chestie de, păi, da, doamne, că n-a fost așa, ne-am întâlnit întâmplător pe stradă și a zis, hai să vorbim și noi cu moartea asta. În mod clar m-am plănuit chestia asta, da. Dar era, nu știu, se uita așa la cameră și mai zâmbea și... Ai încercat totuși să te apropii cu camera, să te apropiază și Otilia Hedeșan. Toată lumea voia să fie martoră. Da, da, da. Otilia Hedeșan este foarte drăguță în filmarea aia, pentru că o treabă vezi și... Este, nu știu, pare așa, de relațiune și simțire. Pe de-o parte ar vrea să zică da, pe de-altă parte e, măi, femeie, nu e nimic în pac. Da. Da. Mai erau și alte funcții la fel de, să zicem, stranii sau excepționale în comunitatea asta? Măi, cea mai stranie, dar asta e, știi, ce mi s-a părut mie foarte, foarte emoționant așa în toată experiența asta, e să dai seama cumva de funcțiile inițiale ale anumitor lucruri. Știi cum ar fi, de exemplu, cântatul. Deci aveau, pe lângă funcția asta de căzătoare, era o funcție de petrecătoare. Parcă așa se numește. Sper că nu m-am apucat până să inventez lucruri, că ziceam și ți-au trecut 10 ani, dar parcă așa se numește petrecătoare, care era o femeie capabilă să cânte, care îi se spunea în momentul în care mărea cineva, cumva cam tot rezumatul vieții omului în ea, și el punea pe muzică și în loc să aibă slujbă cu preoți așa, venea femeia asta, se așeza pe un scaun și cânta toată viața. Și nu știu dacă ai înțeles, dar la un moment dat sunt două momente de astea de petrecătoare. Unul e în cimitir cu 3 femei care încep să cânte inclusiv de cum au venit cu Dacia Logan și nu știu, adică totul e foarte bine pus la punct, așa ca informație. Și da, și nu știu, chestia asta mă... Poftim? Da, da, nu știu, bocitoarele la noi zic, vai, mai ții tu minte cum ne-am iubit noi sau nu știu ce, o chestie de asta, pe când nu, aici era... Cum să zic? Toată Biblia personajului, adică deja de când s-a născut, ce a făcut, ce... Da, și nu erau în câte grade, venea și cânta 2 șlagere și după aia pleca acasă. Adică țin minte când am început să... Când nu știam, la prima petrecătoare, când am început să înregistrez, aveam o casetă de 50 de minute și m-am gândit, ne ajunge sigur. Când am văzut pe ea 5 minute, 4 minute și doamna a ajuns să se pe la 40 de ani. Da.
Și da, și am înregistrat o casetă jumate, deci am cântat 70 de minute, 75 de minute. Și înregistrările astea încă sunt ativ. Da, dar nu sunt... Nu, păi a fost, deci tot proiectul ăsta a fost demarat cu ICR, cu Institutul Cultural Român, care avea un film de 10 minute. Deci asta a fost cererea de la care a pornit tot. Și eu m-am dus acolo, când am văzut cât material e și cumva fiecare om întâlnit, mă gândeam, aoleu, și pe ăsta l-aș pune în film, și pe ăsta l-aș pune. Și, da, și am sfârșit, aveam, nu știu, undeva spre 40 de ore de material, 35-40 de ore de material și pe astea ar trebui să le decantăm la spre 80 de minute și așa a fost. S-a insistat foarte multe, dar totuși nu poți să faci o variantă de 10 minute și am zis nu, nu fac o variantă de 10 minute. Cât timp ai trebuit acolo cu... Nu știu, cred că cam 8 luni, cam așa, adică știu că am început să mă duc undeva prin februarie, parcă, și m-am dus până prin octombrie. Și era bine, era și o chestie de deadline, că trebuia să terminăm filmul. Că așa, cred că dacă mă lăsau de capul meu, o mai duceam și acolo, adică... Da, multe ori spre chestia de te întrebai în momentul în care mai, ce mai înseamnă să fii autor, pentru că te întâlneai cu oameni și ei le dau foarte multă materie din ei, din lumea lor. Partea asta a autorului de documentar, ce sens avea la momentul respectiv? Cumva o selecție totuși făceam a oamenilor cu care urma să mă întâlnesc și a locurilor în care să mergem. Știam că urmează și faza de montaj în care, evident, selecția mea aparținea mie și numai mie. Și mai era interacțiunea cu oamenii, știi, unde... Cumva n-am vrut să mă gândesc, stai, ce-l interesează pe Marius regizorul, ce-l interesează pe Marius omul. Eram, ce mă interesează, întreb. Și cumva m-am bazat pe chestia asta, că nu trebuie să fac o diferențiere între cele două, să zic, da, dar pentru film ar fi interesant. Poate un film, nu că poate. Mă sigur, în unele situații a fost o greșeală. Eu, cum e în povestea asta cu această căzătoare, m-am emoționat atât de tare de emoție, de asta, de, nu știu, cred că era un fel de surescitare, așa că nu... Am filmat, deci cred că este cea mai proastă filmare a mea toată viața, inclusiv cu zoom-uri, cu... Când ziceau, uite, la aici, a fugit cu camera, m-am dus, nu mă mai uitam, că las umbră, când mă mișc, cu... Nu, e... Da, pur și simplu, n-am putut să mă controlez, că mi se părea așa, că n-am mai văzut chestia asta niciodată și că nu o să stau acum să pierd momentul ăla, că mi-intră umbra în cadru. Zis, asta e, din ioni. Și de altfel, cred că și rămas, că n-am cum să trec un moment în film în care mă văd într-o reflexie, într-un geam. Și acolo, cred că a intervenit un pic regizorul și un pic greșit, că se simte cum mă dau încet, încet să ies din cadru, dar nici să pierd ce vreau să filmez. Și, da. De-aia e bine, sunt prea lași regizorii să filmeze, că iese, nu se pot controla. Tema asta a riturilor de trecere, de petrecere, de... Acum facem cercul ediția de Halloween. A rămas un om în mintea ta și atunci când ai lucrat la No Man's Land? Eu m-am gândit că ai... Nu, la No Man's Land a fost... Adică... Ok, că mă interesează pe mine toată chestia asta de ce faci când moare cineva și ce se întâmplă. Asta probabil nu o să se piardă niciodată, dar ăla a fost un subiect. Iarăși că probabil nimeni de aici n-a văzut No Man's Land. Ăsta e un film făcut, e un scurtmetraj făcut cu un caz real. Ceva ce s-a întâmplat în 2017, nu? Parcă. Sau 2016. Nu, 2017. Da, a fost o situație, în fine, foarte neplăcută, în care autoritățile române au funcționat încă o dată așa cum știu ele să funcționeze, respectiv prost. Situația era următoarea. Deci era această femeie care cred că era de vârsta mea, nu știu, undeva pe la 37-38 de ani, al cărei tată era bolnav de cancer în fază terminală, a aflat că s-ar putea să mai
îl ajute într-un fel dacă îl duce la o clinică din Germania. S-a dus cu el la clinica din Germania. La clinica din Germania i-am zis că deja nu se mai poate face nimic și că cel mai sigur ar fi dacă își doresc să moară acasă, să îl ducă înapoi cât mai repede. Și atunci au întrebat, vă zic că acum toată povestea, dar e toată povestea din realitate, nu toată povestea din film. Filmul urmărește o parte mult mai mică, respectiv urmărește doar partea din vamă, respectiv partea de după vamă. Da, au încercat să închirieze o ambulanță și era foarte scumpă, era nu știu, peste 5.000 de euro sau chestia de asta și atunci au plecat cu două mașini, cu un van și cu o mașină mică. Au luat tub de oxigen, targă, tot ca să poată să-l transporte și am ajuns la vama cu România. Își aduc aminte, asta e ce mi-a zis, cu fata n-am vorbit niciodată direct, am vorbit numai cu fratele, fratele tatălui fetei, da, pentru că fata a avut un șoc foarte mare și a zis că nu mai vreau să nu vorbesc de chestia asta niciodată. Și da, deci au ajuns la vama cu la granița cu România, își aduc aminte că la Seghet tatăl a întrebat cât mai e până acasă și au zis vreo 2 ore. Și după aceea au ajuns în vama, România era o coadă foarte mare. S-au dus, au zis, vedeți, avem un caz special, suntem cu cineva în mașină care e pe moarte, vă rugăm, lăsați-ne să trecem mai repede, nu știu ce. Au fost trimiși la plimbare, au mai stat pe o jumătate de oră, s-au dus din nou, iarăși au fost trimiși la plimbare, când s-au întors la mașină, au văzut că omul murise. Și s-au dus și au anunțat și lucrul ăsta, probabil, nu știu, asta e, sau în fine, nu cred că ar trebui să fac speculații, dar în orice caz, e posibil să se fi înțeles cumva cu oameni și de atunci, doar că s-a schimbat tura și când au venit ceilalți au zis, ne pare rău, dar ați venit cu el mort, nu puteți să intrați în țară, trebuie să luați sicriu de plumb, să vă întreceți în Seghet, să rezolvați cu toate actele. În fine, ideea era că odată că era foarte scump și în al doilea rând că ar fi durat, iarăși era o chestiune probabil de zile. Și au încercat, au implorat, au... În fine, nu s-a rezolvat nimic și după aia, culmea, cum s-a rezolvat, bine, nu imediat, ca să ne înțelegem, a stat 15 ore în vama, adică așa, dar a venit cuiva ideea să filmeze și să trimită înregistrare care e și pe net acum, să o trimită la Antena 3. Și Antena 3 a dat știre cu chestia asta, în momentul în care a explodat toată lumea, a fost o știre preluată de toată lumea. Între timp, la vamă, nu știu, adusese jandarmi, încercuiseră mașină, fata domnului ăsta era și însărcinată, a leșinat, a fost o chestie, nu știu ce. Între timp, iar se mai întâmplase o altă chestie. Au vorbit... A venit cineva de la vama ungară cu un medic legist și medicul legist a verificat în fine toate semnele și a zis că omul ăla e mort de maxim 2 ore. Au verificat pe pe camerele de luat vederi momentul în care intrase mașina în vamă și era cu 3 ore înainte. Deci în mod sigur el murise în vamă, nu murise înainte. Și chiar și așa nu le-au dat voie să... A ieșit tot scandalul, s-au dat telefoane sau nu știu ce și până la urmă s-a dat voie să meargă. Și în fine, asta a fost, deci eu țin minte că am citit știrea asta și m-am gândit cum e să, nu știu, să pierzi pe cineva atât de apropiat și după aia să te simți refuzat așa de toți oamenii cumva care ar trebui să te ajute, de ai tăi, fără să am, nu știu, sentimente de-astea naționaliste și nu știu ce, dar teoretic te gândești, măi, dacă eu un român și a intrat în România, păi nu îl trimite frate la plimbare. Să... Și da, am vorbit, am încercat să vorbesc cu fiica, nu s-a vrut așa, și am vorbit atunci cu fratele tatălui, care a fost foarte drăguț și a stat cu mine ore și ore și ore la telefon și mi-a povestit tot felul de lucruri. Am fost la directorul vămilor, care a venit cu teoria lui și a zis că nu, că sigur omul murise încă din Germania și că, de fapt, n-au vrut
vreau să dea bani pe sicriul ăla de plumb și pe nu știu ce, și atunci au zis că se prepar și au niște mașini și... Și... Da. Și bine, m-a interesat foarte tare chestia asta și a fost cumva, eu sunt foarte căcuit așa de felul meu la momentul în care lucrez, adică dovadă că monștrii mi-au luat 3 ani de când l-am făcut până când a ieșit. La filmul ăsta, deci am aflat povestea, s-a întâmplat undeva în vară și în noiembrie deja terminasem filmul. Deci a fost, nu știu, a fost foarte rapid. Bine, am avut și foarte mare noroc că de când am aflat povestea, m-am gândit cine poate să joace rolul ăsta, Ofelia Popi. Am aflat numărul ei de telefon, am întrebat-o dacă pot să vin până la Sibiu să vorbesc cu ea despre un rol. Mi-a zis, sigur, ne-am întâlnit în ziua următoare, i-am spus povestea, i-a plăcut, a zis, vreau să joc. E filmat în alb-negru. Da, e filmat în alb-negru. E filmat în alb-negru pentru că nu am avut chestia asta de... Deși mi se pare că estetic e poate cel mai frumos film pe care l-am făcut. Ideea n-a fost, hai să facem un film frumos despre moartea în babură. Am vrut să fac o diferențiere foarte clară între ce e film și ce e realitate. Să nu creadă nimeni că am făcut acum o docudramă sau o reinterpretare a momentului. Nu, a fost viziunea mea, cum am înțeles eu momentul ăla. Pentru că oricum adevărul cred că nu o să aflăm, nu știu unde e, nu cred că e undeva la mijloc, dar în orice caz nu știu dacă e chiar ăla care a ieșit până la urmă și pe știri. Și... Filmele tale astea, scolar și apoi noștri, sunt toate legate de tema despărțirii. Sau de un drum pe care îl faci la celălalt și într-un fel nu ajungi. Toate toate sunt drepturi de trecere sau de petrecere sau de înaintare înspre celălalt. Da, cred că poate. Cred că sunt, nu știu, mă gândeam acum, mă duceam mai în urmă la... M-am dus încă două filme mai în urmă și mi se pare că se poate verifica chiar și pentru alea, dar... ideea asta cu despărțirea. Da. Probabil pentru că dacă, nu știu, ar sta împreună și ar fi bine, ar fi alt gen de film. Da. Spune într-un interviu de altfel că povestea de ce alegi pentru monstru un drum cu taxiul pe care îl face Dana, pentru că e un drum pe care îl face spre celălalt și doar mi s-a părut așa extraordinară ideea. Și apoi, de altfel, monștrii există un punct în care ei se intersectează și punctul acela în care ei parte din drumurile lor au coincis la un moment dat, este o intersecție în care se lucrează, sau în fine, o intersecție în lucru, ca o imagine despre cum e... Da, a fost o metaforă neintenționată, dar da, e se poate. Da, e... Nu știu, chestia asta cu despărțirea, nu-mi dau seama, dar probabil ține tot de, iarăși, ce valorizez eu cel mai tare în viața asta, respectiv oamenii, da, oamenii de lângă mine și mi se pare că din... Teama de lângă? Da, mi se pare că asta e teama cea mai mare până la urmă. De că restul lucrurilor, nu știu, se mai repară, se mai schimbă, se mai înlocuiesc. Când pierzi un om, e cam greu să-l mai înlocuiești. Bun, ok, toată lumea face compromisuri sau ajunge să facă compromisuri, mai înlocuiești cu oameni care nu sunt chiar același lucru și după aia le găsești virtuți pe care nu le găsisei de la început, da, sau pe care nu le au, dar da, nu, cred că oamenii nu se înlocuiesc. Și de fapt, cred că nimic din ce e viu nu se înlocuiește. Da. Și cui de cui se scoate, nu e neapărat. E valabil doar pentru cuie. Când ai făcut scolar, îți povestești în interviul pe care am știut, aveai deja în minte să faci un film ceva mai lung, care să spună și povestea personajelor, care poate că nu se văd, dar care se întrebă din starea personajelor. Cred că... Acum, câteodată îmi place mie să mă flatez și să mă gândesc că nu sunt un om simplu și dacă nu sunt un om simplu...
Nu. Și dacă nu sunt un om simplu, mi-e greu să rezum ce am de zis într-o formă de asta de câteva, nu știu, 10-15 minute și așa, dar probabil că nu e nimic platant în toată chestia asta, probabil că sunt unii oameni apti să rezume ce au de zis și unii mai puțin apti. Sunt unii mai capabili să pună esența în 10, 15, 20 de minute și alții mai puțin. Mie nu, acum că am făcut un metraj ăsta, pot să recunosc, mie nu mi se potrivește forma asta de scurtmetraj. Adică mi se pare că dacă nu găsești o situație de asta, nu știu, care să nu aibă nici o nevoie de a fi explicitată pe o durată mai lungă, e foarte greu să iei, nu știu, sensul vieții să pui în 20 de minute. Adică mi se pare și că două ore câteodată sunt prea puțin. Pentru mulți știi, gândise și un film mai lung și spuneai că a fost nevoie să faci niște... Da, nu știu dacă l-am gândit mai lung, e... Iarăși, nu știu dacă știți, e acel sistem american care spune o pagină de scenariu, un minut de film. Și eu m-am gândit, am scris un scenariu care avea, nu știu, 110 pagini și am zis, este la fix, e un film până în două ore, nu o să-i doară pe oameni fundul, o să iasă încântați de la film. Așa? Și când am filmat, în condiții în care am mai tăiat oricum din scenariu, mi-a ieșit un film de 2 ore 40. Am gândit, ok, nu vin oamenii la filme românești nici când au o oră jumate înainte, când o să aibă 2 ore 40. Dar, nu știu, sunt puține lucruri de care îmi pare. Sunt vreo două secvențe pe care, într-adevăr, eu care simt că sunt bune și sunt bune cumva de sine stătător, nu că ar mai fi adus mai mult filmului sau, nu știu, ar fi nuanțat, ar fi făcut filmul mai complet și așa, dar am zis că dacă e secvențele alea, dacă mai există DVD-uri până când, până atunci, o să le punem pe DVD, dacă nu, o să le ținem pentru noi. M-am sperat un moment. Dacă aveți întrebări, să nu ezitați să le puneți. Să fiu cu microfonul. Eu voiam să vă întreb ce... Să te întreb. Ce i-ai transmite lui Marius acum 20 de ani? Ca să-l asigur că va, că va ajunge până aici. În microfon. Păi da, nu, că nu aveam nimic de transmis. Băi, nu știu ce să zic. Cred că a spune să aibă răbdare. Mi se pare, eu oricum nu prea am răbdare de felul meu, așa, și mi se pare că atunci când ai răbdare, cumva așa o... Și mă gândesc că o siguranță că o să ajung să fac lucrurile astea am avut, pentru că totuși au trecut aproape 20 de ani. Știi, e, nu știu, orice om s-a întors la cap, renunță 20 de ani dacă... Dar... Da, mi se pare că... Ăsta ar fi cumva mesajul de răbdare și de... de acceptare cumva a faptului că și lucrurile care nu sunt bune sau nu par să meargă în direcția aia pe care ți-o dorești tu, cumva tot acolo te vor duce. Dacă, uite, mi-aduc aminte, a zis, când eram elev, în fine, când eram la liceu, a venit Horia Roman Patapievici, l-au adus, nu știu, a fost o inițiativă de asta, de să aducem oamenii culturii române, să-i aducem la liceu, să vorbească cu elevii și... Și n-am venit decât Horia Roman Patapievici și a fost așa un mare succes, că pe aia n-am mai venit nimeni. Dar l-a întrebat cineva despre ratare și l-a întrebat cum, nu știu, dacă există ratare și ce poți să faci să... să afli dacă, nu știu, dacă te ratezi sau nu. Și a zis o chestie, nu mai mi-aduc aminte chiar exact cum a zis și probabil ai emoțiile mele să zic atât de frumos cum ai fi zis Horia Roman Patapievici, dar a zis că nu există ratare și că, din păcate, nu poate să demonstreze niciun fel, dar îi garantează că va ajunge într-un punct în care va ști și el lucrul ăsta. Și da, mi se pare că
cumva și faptul că mi-a rămas chestia asta în cap, spunem ceva, știi? Că da, e, mai ales când ești tânăr sau foarte tânăr, ai tot felul de incertitudini și te gândești, da, da, dacă nu sunt bun, da, dacă nu o să fac. Cred că dacă îți dorești și faci lucrul ăla, nu știu, la un moment dat ceva o să se întâmple. Iar dacă nu-ți dorești și renunți, nu înseamnă că te-ai ratat. Înseamnă că pur și simplu vrei să faci altceva. Că m-a și distrat acum că era... Ție ți-am arătat, era afișul cu cercul prins afară cu niște magneți și pe fața mea era un magnet pe care scria You will work in books. Și m-am gândit, ok, poate oamenii ăștia știu mai mult decât mine. Poate discuția aia în care încheiem capitolul film și trecem la altceva. Dar te-ai gândit vreodată? Ai avut un moment de nu știu, de snătește sau de nefericire? Da, pentru că... da, da. Pentru mi se pare, știi cum, mai ales, uite, cum am fost cu, am făcut Scoral, care a fost așa un film destul de succes, adică s-a dus la, bine, un succes ăsta moderat, adică n-a fost, nu știu, la premiul la Cannes sau așa, dar a fost în vreo 30 de festivaluri, s-a văzut, a debutat într-un festival mare. Și după aia am făcut No Man's Land, care mie mi se părea un film foarte bun. Deci mi s-a părut așa, că e, știi, iarăși chestia aia, filmezi o secvență și dai stop și nu te mai poți opri din plâns și te uiți în jur și toată echipa plânge și te gândești, mă, am prins pe Dumnezeu în secvența asta. Cu filmul ăla nu s-a întâmplat aproape nimic. A fost la 3 festivaluri mari și late. Deci nu s-a întâmplat nimic. Și da, m-am gândit în momentul ăla, Dar uite, asta am învățat abia acum cu Moștri, pentru că cu Moștri am avut și foarte mult noroc și mi se pare că cumva am fost răsfățat, știi? Și că a debutat la Berlin și după aceea s-a dus în foarte multe festivaluri și m-am dus și am făcut și eu parte din jurii de festival datorită filmului ăsta și așa mai departe. Și îți dai seama în momentul ăla cât de subiectivă e aprecierea asta și cât de mult contează, nu știu, și juriul, și contextul, și ce filme mai sunt în festival, și, nu știu, vin cu un film despre o femeie care și-a abandonat copiii și în juriu este un domn care a fost abandonat de mama lui și și-a rezolvat trauma asta și apreciază foarte tare filmul. Sau nu și-a rezolvat-o și urăște acel film și convinge pe toată lumea din juriu că filmul ăla e o porcărie și e... Da, mi se pare că inclusiv chestiile astea nu trebuie să demoralizeze, pentru că până la urmă, dacă tu asta simți nevoia să faci, faci. Iarăși, mi se pare că nu e o greșeală în nicio direcție. Și să simți nevoia să faci ceva ce pare că nu e apreciat în un anumit moment de oamenii din jur și să nu mai faci lucrul ăla și să zici, ok, m-am înșelat. Sau nu mai simt nevoia să mai fac lucrul ăsta. Mi se pare că nu e nimic greșit. Și mi se pare că da, e o chestie mișto așa, în faptul că fiecare își trăiește fix viața lui și că nimeni nu poate să o replice și să o corecteze și să o trăiască mai bine. Ai reprezentarea fericirii sau a fericirii atunci de primire? Te-ai simțit acum împlinit cu monștri? A fost o chestie, într-adevăr, în momentul în care... Asta, o să zic asta, că mi se pare că e cumva amuzant. Pe la sfârșitul anului trecut, mi-am făcut un abonament la Filarmonica din Berlin, care transmite și, în fine, digital concerte. Drept pentru care, în fiecare săptămână, primeam câte un newsletter de la ei cu ce concert urmează să transmite. Și mi-am părea acolo, Berlin, nu știu ce. Și am trimis filmul la Berlin, așteptam răspuns, așa, și... nu știu, mai știu, era ianuarie și am visat că primisem mail de la Berlin, de la festival și că mă anunțaseră că au selectat filmul și m-am bucurat și eram foarte fericit și așa. Și după aceea am văzut că mailul este totuși foarte lung și m-am gândit exemplu că totuși nu ai nevoie de prea multe cuvinte să zici felicitări, am selectat filmul. Și am început să citesc și continuarea era că îl iau un festival, dar cu o singură condiție, condiția fiind să-i schimbăm titlul în Catedrala Mântuirii Neamului.
l-am... Da, și în vis l-am sunat pe producător și i-am zis, băi, e un pic ciudat că nu se potrivește... În fine, în filmul ăsta e vorba despre un cuplu în care el este homosexual, iar ea nu vrea să aibă copii, deci Catedrala Mântuirii Neamului nu prea. Și... Da, și producătorul a zis, măi, oricum, filmul nu se schimbă niciun fel și dacă îi pui titlul ăsta, deci poate hai să încercăm. Ce și film, m-am enervat foarte tare în vis și am zis că eu nu schimb niciun titlu de film și asta e să nu ia vergenie de niciun film și asta. Și după aia, deci la două zile după ce am avut visul ăsta, conduceam, mi-a bipăit telefonul, în fine, m-am uitat pe telefon, ceea ce acum e ilegal, dar așa. Și am văzut acolo că e un mail care începe cu Berlin și am zis ăștia cu filarmonica doar numai așa. Și după aceea m-am uitat odată și am zis, ups, stai că... Și da, și a fost, apropo de, ca să ajung și la întrebarea ta după 10 minute, am sunat-o pe maică după ce am citit mail-ul, care într-adevăr era foarte scurt, îi ziceau că au selectat filmul și că au nevoie de un răspuns în două zile. Și da, și când am sunat-o pe maică și am văzut cât de tare se bucură, m-am gândit, da, cred că cam așa se simte fericirea, știi? Că pe aici ies. Da, pentru că mi se pare că, iarăși legat și de întrebarea ta de mai devreme, mi se pare că, ok, trebuie să fii încăpățânat și să ții cont de tine și de ce crezi tu și de ce-ți dorești tu și așa mai departe, dar în mod clar ajută foarte mult să ai oameni pe lângă tine care să creadă și ei în tine, știi? Și, da, maică-mi a fost cu mine acolo de la început, adică inclusiv, nu știu, e rezultatele de la unei ATC de la admitere, să te dau după 10 zile sau chestii de asta și la 3 zile după ce am dat ultimul examen, mă tot duceam cu maică-mea, hai să vedem dacă nu s-au afișat, ce-am acasă, știi, și da, cumva când simți că cineva a făcut un efort și a crescut în tine, te bucur parcă și mai tare când omul ăla se bucură. Legare de mă, știi, cum ai ajuns la imaginea asta de pe tricoul tău de altă și apoi imaginea și de care a fost imprimată pe trotuare? De la Catedrala Mântuirii. Am vrut să fac numai asta, dar m-am obținut. Nu, nu am legătură cu chestia asta, am pornit așa, deci am zis, ok, vreau o imagine în care să fie clar că oamenii ăștia doi au fost cumva predestinați unul altuia, că se iubesc cumva dincolo de ce pot ei decide și ce nu. Și adică, nu știu, cumva vreau să transmit ideea asta că iubirea asta dintre ei doi e un dat și că nu ține cont de anumite date obligatorii pe care să le aibă un cuplu. Și da, și după aia m-am gândit la Pieta și m-am gândit că asta vine cu foarte multe bonusuri, că el e pus într-o poziție mult mai fragilă decât ea, ceea ce e valabil și în cazul personajelor ăstora, că ea îl ține pe el cumva și ca pe un copil, ceea ce iarăși mi se pare că spune ceva despre relația lor, că e... Și că e foarte puternică cumva și că felul în care îl ține iar pare să spună cum ăsta e al meu și nu vă atingeți de el. Și... Da, cam asta. Personajul e numit în două feluri. Ea numește Arthur. Da, iar... În fine, asta a fost o chestie care... Pe el îl cheamă Andrei și ea îi zice Arthur în film și chestia asta a confuzat foarte multă lume. Adică, inclusiv, au venit oameni la mine și mi-au zis, să știți că e subtitrat greșit, pe el îl cheamă Andrei. Da. Da, ce vreau să zic cu chestia asta e că, odată că mi se pare cumva o metaforă pentru faptul că el pentru ea are altă identitate decât pentru restul lumii, pentru că el știe altfel decât știu ceilalți, dar până la urmă, ideea era că ea l-a cunoscut într-un moment în care, nu știu, printr-o circunstanță sau alta, i-a pus porecla asta și a rămas cu porecla. Acum că Arthur nu sună tocmai o porecla pe care o s-o pui în România, da, asta poate să fie o problemă. Adică probabil că dacă îi zicea cu o guță sau nu știu eu cum, s-ar fi zis toată lumea că e o porecla și că nu e numele greșit, dar... Da. Dar...
îmi plăcea așa, nu știu, că avea o chestie de asta, de așa, de magie și de, nu știu, de altă parte, de altă lume, că nu era ceva românesc. Și are ceva ușor ficțional. Adică da. E un personaj pe o limită de realitate și ficțiune. Da. Și în distanță de tot ce asta. Da. Știu că ai răspuns, Antonă, și cât a fost despusă, dar nu joacă și ei ce de aici în sală. De... Poți să mă întreb o chestie de curiozitate. A văzut cineva filmul de aici? Ok, bun, e ceva, mulțumesc. M-am gândit că gândeam că era ciudat să fie avut ciorapii și să nu fi văzut filmul. Mulțumesc, dar nu voiam să știu că e un pic ciudat așa că vorbim de un film pe care nu l-a văzut nimeni. Da, da. Era o întrebare? Da, mă gândeam, poate și ești altă. Da, nu știu când s-a terminat filmul, am căzut pe gânduri și o altă se numește Monștri, nearticulat da. Și cu punct. Da. Deci o formă definitivă, care lasă o da. Distanță între titlu și cei care își vor pune întrebări legătură cu sensul. A, nu. Punctul ăsta e... face referire la faptul că de obicei când punem etichete asupra cuiva, nu mai revenim asupra lor. Adică dacă, ok, am hotărât că aia de la 3 e o proastă o să rămână până... așa o să moară. Da, și da, mi se pare că asta e o chestie pe care o fac oamenii în general și cumva... nici nu știu de la ce punct încolo începe să fie condamnabilă, pentru că probabil e... ne e greu să funcționăm într-o lume de asta prea complicată. Și atunci mai bine să simplificăm lucrurile și să zicem ok, ăsta e așa, ăsta e așa, ăsta nu știu ce și am eu toată schema mea de funcționare în lumea asta și atunci nu mai... Dar da, nu cred că revenim, adică nu știu de câte ori mi s-a întâmplat să puneți o ștampilă pe cineva și după aceea să ziceți nu, m-am înșelat, de fapt e foarte mișto. Și... adică, mi se pare și în orice caz, de la bine la rău, se trece mai ușor, dar de la rău la bine, mi se pare că e mult mai greu în faci care ce asta. Da, asta nu e un sens dublu, moștri sunt și cei care se grăbesc să pună etichetele, dar moștri pot să fie și conținutul etichetei, ca să spun așa. Da. O etichetă cu moștri, ăla este un monstru, dar în același timp tu care spui altuia că este monstru, da. Ai o privire monstruoasă. Da. Sau... monstru poate să fie oricine, dar mi se pare că cine își pune întrebarea oare sunt un monstru, deja e un pic mai puțin monstru decât cineva care nu se întreabă lucrul ăsta. Am povestit chestia asta și când am avut prezentarea asta de film cu Accept, că azi sunt domn de la Cluj. Am două întrebări. De ce ați numit filmul Monștri? Și a doua întrebare, de ce ați ales să faceți un film numai cu personaje dezaxate? Da, și am zis că... mi se pare că prima întrebare nu mai are sens când am auzit-o pe a doua. Că pare că deja știe cine sunt Monștri și așa. Și am întrebat dacă se par toți Monștri și bine, asta e o bună, dar pentru cine a văzut filmul... și a zis că da, toți, în fine, mai puțin bunica. În rest, este parte toată. Da. Da, bunica fiind personajul ăla pe care majoritatea lumea îl consideră cel mai nasol. Da, deci cred că, nu știu, fiecare cu monștrii lui. Și de afară și din momentul. Și... cred că, iarăși, fiecare când se uită la film poate să decidă. Nu știu, au fost niște comentarii care recunosc că m-au atins mai tare decât mă așteptam să mă atingă. Acum a fost, mi-a zis, și ăsta n-a fost un comentariu pe care l-am primit o singură dată, mi-a zis cineva că vine o secvență de sex între doi bărbați în filmul ăsta. Și da, și care în fine pare că a trecut destul de lejer așa față de ce mă așteptam eu, ceea ce e bine. Dar cred că
nu e vorba de o acceptare autentică aici, adică nu cred că oamenii s-au uitat și majoritatea oamenilor s-au uitat și au zis, da, sunt doi oameni care fac sex. Nu, cred că am fost o chestie de aia, de lasă mai bine să nu zic nimic. Că, da, pentru că mi s-a zis, deci am primit reacția asta, în fine, în momentul ăsta mă gândesc la două doamne care mi-au zis chestia asta, că au apreciat umorul din secvența respectivă, că asta face secvența mult mai pasabilă. Eu sunt un om foarte deschis și tolerant și accept lucruri de genul ăsta, dar atâta timp cât sunt la ei acasă. Când nu sunt la ei acasă, deci umorul m-a ajutat. Și m-am gândit, ok, nu știu dacă asta e chiar toleranță așa de... Da, de... Eu sunt tolerantă, dar cu timp să le ia acasă. Da, eu nu știu, sperasem, recunosc la... nivelul ăsta să fie discuțiile, să fie, nu mă așteptam acum să ne transformăm în ora de sex și toată lumea să vorbească despre secvența asta. Dar, da, speram să vă fie niște discuții despre ce înseamnă totuși căsătorie și ce înseamnă nevoie și ce înseamnă să fii cu cineva, să iubești pe cineva pe o perioadă mai lungă de timp. Și a fost ciudat că cumva în fiecare sală erau, nu știu să zic, 10-20% oameni care voiau să vorbească despre chestia asta și restul de oameni care oricum veniseră să vadă filmul, deci deja era mai mult decât, nu știu, anul vrea să-l vezi pentru că ai citit povestea sau așa, dar ceilalți 80% păreau să teste, nu? Da, ceilalți 80% păreau așa să fie de unde, da, nu m-a interesat absolut nimic. Filmul ăsta. Povestește-ne și despre cele trei segmente, cele trei decupaje și despre felul în care se modifică formatul. În ce sens ai gândit pentru... Da, nu știu dacă are sens să vorbesc de chestia asta. Mă gândesc că dacă majoritatea oamenilor n-au văzut filmul, e un pic ciudat să le povestesc. În fine, filmul ăsta are un format variabil. Dar un format standard tot timpul și formatul ăsta se leagă cumva de ideea asta că judecăm oamenii fără să vedem tot și fără să înțelegem tot. Da, e pentru, iarăși, pentru unii funcționează, pentru alții nu funcționează și cumva asta a fost o chestie, iarăși, apropo de revenim la întrebarea, sfatul pentru cel de acum 20 de ani și când te aștepți să înțelegi oamenii și cumva să înțelegi ce așteaptă și cum o să reacționeze și așa, de foarte multe ori mie, ce puțin mi s-a întâmplat, să dau niște kicks-uri majore, pentru că nu m-am gândit niciun moment că povestea asta cu formatul va fi așa o... Deci la toate Q&A-urile, povestea asta cu formatul este prima întrebare, dar de ce se schimbă formatul? Da. Și da, cred că... Cred că are legătură până la urmă și cu povestea asta cu Instagram și cu... Așa că mi se pare că cu cât mesajul e mai... sau cu cât problema este mai aparentă și mai simplă și mai ușor de sesizat, cu atât reacțiile sunt mai puternice. Cu cât ea e mai subtilă, e mai complicat. Adică mi se pare că trebuie să investești timp și trebuie să investești atenție și trebuie să te prinde ceva acolo și trebuie să te potrivească ceva cu ce trăiești tu și... Nu știu. Ar fi interesant de aflat așa ce... Când vă duceți la film, ce vă doriți să vedeți, ce căutați în filme? Da? Adică, nu știu, pe mine m-a interesat chestia asta. Pe cred că depinde de filme. Păi, da, și filmele se aleg, nu? Cumva, adică... Când alegeți un film. Păi... De exemplu, filmul acesta, când l-am ales, eu am vrut să știu cât mai puține despre el ca să fie surpriza cât mai mare. Adică am văzut trailerul oarecum ca să-mi fac o idee. M-am așteptat la o chestie, nu pot să spun că n-am primit-o în totalitate, dar nu era chiar la ceea ce mă așteptam eu. Mă așteptam la o poveste de asta de dragoste mult mai bine dezvoltată, dar mi-a plăcut mai mult ce am primit. Așa mai bine dezvoltată. Mi s-a dezvoltat în toate părți. Aha, ok. Dar în ce sens bine dezvoltat? Mi s-a părut mai interesantă alegerea asta, în primul rând de prezentare a
două povești diferite care se întâmplă în același timp. Adică legătura dintre cei doi era că era amândoi într-o relație, dar amândoi aveau câte o problemă diferită care se întâmpla în paralel. Și am și o întrebare pentru dumneavoastră. Cum ați așteptat dumneavoastră ca publicul românesc să primească problema personajului Dan? Puteți-mi bine minte? Andrei. Nu pentru faptul neapărat că este un film putent LGBT, dar pentru faptul că eu, alegând să cunosc mai puțin lucruri despre film ca să fie surpriza cât mai mare, nu mă așteptam de la personajul respectiv să aibă problema pe care o are. Adică eu când l-am văzut și a apărut în secție cu cealaltă personaj... Ce eufemistic a sunat problema pe care o are. Da, înțeleg ce ați vrut să spun. Că se luptă între pe cine trebuie să iubească și pe cine vrea să iubească. Asta e lupta, este problema. Și pentru faptul că mă așteptam, gen eu când am văzut scena dintre ei și era bărbat, mi-o știam că ei doi sunt prieteni, colegi de muncă. Prietena mea care a fost cu mine. Sunteți spectatorul ideal. Da, așa mi-aș fi dorit să fie văzut și după aia să apară surpriza aia, dar nu. Sunt oameni care s-au prins chiar din trailer. Sincer, prietena mea care a fost cu mine s-a prins când a auzit de aplicație și a dat seama că e Grindr. Ok. Oameni și oameni. Da. Așa. Nu știu, acum simt nevoia să zic chestia asta pentru că mi-a mai spus cineva chiar la penultima proiecție pe care am avut-o cu filmul, mi-a zis că din trailer avea senzația că și mi s-a părut și amuzant. Am avut senzația că o să vin să văd un film despre un cuplu în care fiecare înșală, dar el cu o femeie și ea cu un bărbat. Și am fost cam dezamăgit. Dar am și întrebat, dar ce mi se pare că se schimbă dacă se înșală, nu știu, dacă el înșală cu un bărbat și ea nu înșală? Și a zis, nu știu, dar aș vrea să mă întreb totuși de ce ați ales să faceți chestia asta. Și am zis că mi se pare că e ceva foarte important în alegerea asta, care ține de exact de faptul că ea continuă să stea cu el, deși știe că nu are nicio șansă, pentru că nu e dacă o înșela cu o femeie, dar să zic ok, poate se plictisește, se satură sau nu știu ce, sau în orice caz nu contează, dar știu că s-ar putea întoarce la mine. Dar în momentul în care știi că deja tu nu intri în niciun fel în preferințele sexuale ale omului pe care îl iubești, cred că cumva trebuie să renunți la foarte mult sau să fii dispusă la... să fii capabilă să accepți foarte mult ca să stai cu omul respectiv. Dar astea fiind zise, și ăsta e un lucru în fine, care n-am spus aici până acum, eu am făcut pentru filmul ăsta niște interviuri cu cupluri căsătorite de 5, 10, cred că cel mai mult erau 12 ani și așa, și poveștile pe care le-am auzit în anumite momente mă făceau să mă simt și prost cumva că n-am împins scenariul mai departe. Adică mi-a zis la un moment dat cineva care întâmplător era și psiholog, mi-a zis o poveste care mi s-a părut. Nu știu, adică m-am gândit, eu dacă aș face un film cu chestia asta, n-ar crede nimeni. Era un soț, soție, el avea o legătură extraconjugală cu o femeie mult mai tânără decât soția lui și după, nu știu, vreo 3 ani sau 4 ani, soțul s-a hotărât că este totuși un pic cam complicat să piardă atâta timp pe drum de la una la alta și cum aveau foarte mult teren în curte, am mai construit o casă în curtea respectivă și într-una stătea manta și într-una stătea soția. Și au mai stat împreună 8 ani pe la momentul ăla. Și da, te gândești femeia respectivă fiind foarte și deșteaptă și cu o carieră de asta, în fine, peste a lui. Adică cumva nu era decât dorința de a sta cu el dincolo de... N-avea nevoie în niciun fel, n-avea nevoie financiar, n-aveau copii, deci nu era nici chestia asta de ce se întâmplă cu copiii
Și am mai stat 8 ani. De asta mă și când mă mai întreabă oamenii și cum credeți că se termină, rămân împreună sau nu rămân împreună? Sau... Zic că fiecare are dreptul la povestea lui din punctul ăla încolo și cred că, da, experiența fiecăruia, experiența de viață a fiecăruia influențează continuarea pe care fiecare o va da poveștii astea. Da, cred că doamna respectivă ar fi zis, băi, cred că mai stau ce puțin 8 ani împreună. E punctual. Cred că o să vă rog să mai duceți o dată întrebarea, ca să fiu sigur că nu, că mi se pare că am divagat de... Nu, este ok, foarte bine. Nu, dar mai spuneți-mi o dată că simt că pot să răspund mai bine de atât. Vă întrebam dacă cum ați... E bine că ați trecut prin fața camerei, că acum or să ne creadă că mai sunt oameni din camera asta. Îmi place. Vă întrebam despre ce așteptări ați avut ca să primească... Da, așa e. Așa e și deci n-am răspuns absolut deloc. I-ați răspuns oarecum la întrebare, că vreau să vă întreb și de ce alegerea asta pentru finalul deschis. Da. Așteptările mele... sincer, cred că au fost un pic mai sus decât ce s-a întâmplat. Pentru că, da, nu mă așteptam la nivel de festivaluri să se întâmple ce s-a întâmplat și la nivelul ăsta mi se pare că, da, am fost și am fost ca echipă și am fost eu ca regizor foarte norocos. La nivel de public și, în fine, de experiență din România, recunosc că am fost, n-a zice, dezamăgit. Că, până la urmă, totuși, nu cantitatea contează, dar am sperat că va fi un interes mai mare pentru filmul ăsta decât am văzut că a fost, de fapt. Și mi s-a părut că nici nu am reușit să-l promovăm așa cum mi-aș fi dorit să-l promovăm, pentru că, cum să spun, promovarea pe care am făcut-o noi s-a rezumat la oamenii care vin la Cărturești, la oamenii care se duc la teatru, la oamenii care știu de cinematografiile de artă închise și așa mai departe, care oameni sunt foarte puțini. Adică, nu știu, mi se pare că, așa, vorbim de undeva în jur de 10.000 de oameni sau o chestie de asta. Și după aia, restul trebuie să-i convingi cumva altfel. Să vină la film, ori noi nu am reușit să facem lucrul ăsta. Adică filmul cred că a avut undeva pe la 6.000 de spectatori. Ceea ce, sincer, este de 2 ori față de cât am făcut la Berlin într-o săptămână. Adică și asta, deci în 5 săptămâni am făcut 6.000 de spectatori ducându-ne prin țară. Acum, pe de-o parte, e chestia asta de... Deci dacă mă gândesc la cei 20% de care vorbeam mai devreme, au fost oameni care au reacționat peste așteptările mele, în sensul că mi s-a întâmplat de destul de multe ori să vină oamenii la mine, să mă ia în brațe, să înceapă să plângă, să... Da, lucru care m-a emoționat foarte tare. Că a fost un moment când m-a apucat și pe mine plânsul, că mi s-a părut că reacția doamnei era cumva atât de puternică, că nu putea să... Nu știu, a scos două cuvinte și după aia... Deci, da, la reacții de genul ăsta recunosc că nu mă așteptam și nu mă gândisem că o să fie. Pe de altă parte, da, sperasem că o să genereze niște discuții. Și nu, mi se pare că n-a fost așa. Mi se pare că a fost privit ca un film care a luat premii și atât. Adică, inclusiv, la Brașov, mi s-a întâmplat chestia asta și a fost azi de mișto. A venit un domn la mine după ce s-a terminat primul și a zis felicitări pentru toate premiile. Și am zis, mă, dacă tocmai am văzut filmul și asta este tot ce poate să-mi spună. Da, și așa a fost și pe partea de promovare la TV și așa mai departe. Cât a fost la Berlin, a luat premiul la Berlin și așa, am fost plimbați la toate televiziunile, toată lumea a vrut să vorbească cu noi, să vorbească de film, să nu știu ce. Când filmul a ieșit, a fost foarte greu și a trebuit să tragem noi de televiziune, ce au fost unii mai drăguți, unii mai puțin disponibili, să zicem. Da, pentru că cumva era așa, ca la curse de cai, ca la Simona Halep, care
nu știu, câștigă, bă, mișto, hai, pe TV, toată lumea, nu știu ce. Dar în momentul în care vine vorba de mesaj, de schimbat ceva mai de durată, de făcut oamenii să gândească, de adus niște teme în discuție și așa mai departe, adică mie mi se pare foarte falsă povestea asta cu ok, n-a trecut referendumul pentru familie, acum toată lumea s-a luminat și toată lumea acceptă pe toată lumea și nu prostie chestia asta. Nu s-a luminat nimeni, pe toată lumea la fel de luminată ca înainte. Și da, sperați să încă oamenii o să se gândească un pic și inclusiv, cum să spun, nu numai la nivelul ăsta de sexualitate, la nivel de alegere, de ce stai cu cineva până la urmă. Adică n-am terminat întâmplător filmul cum l-am terminat, pentru că întrebarea aia mi se pare că e valabilă pentru toată lumea care vine și vede filmul. Până la urmă, de ce stai cu cineva? Cât e... Da, spuneți. De ce alegi să stai cu cineva? Mi se pare că dintr-un punct încolo, așa cum am perceput eu filmul, și este unul dintre aspectele care pe mine m-au sensibilizat foarte tare, întrebarea pe care eu mi-aș pune este: oare nu e mai bine să oferi despărțirea cuiva? Nu e cel mai mare bine pe care îi poți face, dincolo de a alege să rămâi? Și mă gândeam la ceea ce spuneați dumneavoastră, că există o temere în a pierde oameni și în a pierde relații, dar de la un punct încolo nu este mai bine să oferi despărțirea omului de lângă tine? Da, nu știu dacă e mai bine. În orice caz, e una dintre opțiuni și noi am și mers, cel puțin la, cam tot schimbat tag-ul pentru film, așa, la Berlin ne-am dus cu The Biggest Proof of Love is to Let Go. Care mergea fix în direcția asta, că te despărți de cineva poate să fie cea mai mare dovadă de iubire. Am ajuns în România cu Iubirea nu naște monștri, că, în fine, e alt public, alt mesaj. Dar, da, nu știu dacă e neapărat așa. Adică știu și oameni care s-au gândit că, da, despărțirea e cel mai bun lucru și nu și-au mai revenit după. Și nu cred că a fost tot mai bine pentru ei. Sunt și oameni care și-au revenit foarte bine. Știu și cupluri în care unul și-a revenit, unul nu și-a revenit. Adică nu cred că e o soluție universală. Și cumva, acum nu că am scris eu scenariul ăsta și că i-am scris eu pe oamenii ăștia, personajele astea, dar mă gândesc că dacă au stat 10 ani împreună, au știut, mai ales că nu sunt doi oameni proști. Sunt doi oameni care s-au gândit la toate lucrurile astea. Probabil că ceva e acolo și e ceva dincolo de... Nu știu, de ce se vede până la urmă, chiar și în film, pentru că... Nu știu, am auzit, deci, inclusiv în interviurile astea pe care le-am făcut, mi-a spus la un moment dat cineva câți bărbați ar accepta să stea cu o femeie care nu vrea să facă un copil care să le poarte numele. Și iarăși poate să spune așa, de secol 19, să zice, hai domne, că nu știu ce, și totuși. Și inclusiv oameni care, nu știu, stăteau împreună pentru că făcuseră un împrumut pentru un apartament. Da, povestea asta așa și a apărut în film de altfel. De asta și auto-apartamentul. Adică ea nu e dezvoltată, n-am subliniat-o prea tare, dar voiam să arăt că având un nou apartament, cumva și-au propus un nou început și un început de ăsta așa mai glamorous, mai o casă, mai mișto, mai... Și de la care pentru cine a făcut un împrumut pentru casă, știe că e o casă mai scumpă și deci o casă care presupune niște cheltuieli, niște cheltuieli care probabil sunt suportate mult mai bine în doi decât într-unul singur. Și da, în povestea asta pe care am auzit-o eu, nu se despărțau pentru că apartamentul era foarte scump, deja investiseră prea mult în el, niciunul nu își permitea să ducă împrumutul respectiv de unul singur și dacă vindeau apartamentul, ieșeau foarte tare în pierdere. Și era o chestie de asta, de stat așa împreună. Da. În filmul
tău, există vreo scenă care ți-a fost probleme din punct de vedere cinematografic și dacă de-a lungul timpului au fost lucruri din același punct de vedere care ți-au pus probleme sau pe care n-ai putut să le redai? Camera are o... Din nou aici că pot să... Da, pot să vorbesc foarte mult că sunt... Sunt foarte multe direcții în care poți merge cu întrebarea asta. Adică, de exemplu, dacă vorbesc despre actori, eu lucrez foarte bine cu actori care au încredere în mine și merg cumva cu mine fără să, cum să zic, dar merg cu mine în mod autentic și merg cu mine înțelegând prin asta că ok, dacă eu zic hai să vedem cum ar fi dacă personajul ăsta face acum o criză de isterie. Hai să mergem în direcția asta. Și aici sunt mai multe feluri de actor. Sunt actorii care zic da, dar gândesc nu. Sunt actorii care zic nu și gândesc nu. Și începe să fie foarte greu să faci o secvență în momentul în care actorii, dacă nu merg cu tine și admit că nu merg cu tine dintr-un motiv sau altul, e mai simplu. Că atunci poți să discuți despre chestiile astea, sunt la suprafață și poți să te lupți cu ele. Dar dacă tu simți că ei n-au încredere în tine, dar ei nu vor să-ți arate lucrul ăsta și la fiecare chestie, dar aici înțelegi de ce faci. Da. Și după aia în joc vezi că nu. Chestia asta poate să fie foarte complicată. Și se întâmplă, de cele mai multe ori, se întâmplă când experiența de viață a actorului o contrazice pe cea a personajului. Și... Da, se poate întâmpla să vină un actor și să spună, dar eu nu cred că ea ar face chestia asta aici. Păi de ce? Păi pentru că eu n-aș face. Păi de ce? Păi nu, că eu ar trebui să fiu chit. Dacă el m-a înșelat, trebuie să-l înșel și eu pe el. Păi da, dar ea nu e ca tine. Da. Și da, chestia asta poate să fie o problemă și poate să fie ceva așa, să-ți mănânce... Pentru că odată că îți bagă ție niște dubii în cap și te gândești, măi, poate nu e totuși cum zic eu. Dar, da, e un film, mai ales un film de lungometraj, că la scurtmetraje e ok. Nu știu, e o chestie de asta ca la rachetă, așa, te încordezi două săptămâni, țâșnești, au trecut 4 zile, ai terminat, ai căzut la loc, asta a fost. Dar la lungometraj, când ai 2 luni de rezistat, dacă cineva vine și te zgârie un pic de aici, cineva un pic de acolo și cineva îți mai dă un pic vânt și așa, ai toată șansa să te duci fix în nas. Și de-aia, nu știu, pentru cine vrea să facă film, mi se pare că ați face o echipă bună e cel mai important lucru. Ați zice câteodată că e chiar mai important decât să, nu știu, să ai un scenariu bun sau așa. Mi se pare că dacă oamenii ăia sunt cu tine și rezistă cu tine și prin rezistă cu tine, nu zic, nu știu, să ai așa o armată de sclavi care să zică da la toți să facă ce... Nu, niște oameni care să fie cu tine în sensul ăla al filmului, pe care l-ai explicat, oamenii l-au înțeles și au acceptat să lucreze la filmul ăla pentru sensul filmului. Dincolo de asta, nu știu, a mai fost problema cu locațiile. Eu tot zic chestia asta și ăsta îmi spera că va fi un lucru care... o să trezească ceva, n-a interesat pe nimeni. Da, dar chiar pe nimeni. Adică câteodată, serios, chiar e senzația aia că ți-a trântit ceva un balon pe cap și tu urli acolo de nu mai poți și balonul se umflă, dar nu s-au zis nimic prin jur. Biserica Ortodoxă Română are această regulă în care nu permite filmarea în biserici. Punct. Deci este, ei nu dau voie, pentru că nu ei au banii lor, ei nu depind în niciun fel de contribuțiile populației. Nu, e Biserica Ortodoxă Română, e ea de capul ei, drept pentru care nu dau voie să filmeze în biserică. Și, ok, mi se pare de bun simț și mi se pare logic să ceri scenariu și să vezi ce se filmează acolo și să-ți dai acordul funcție de scenariu și așa, dar să zici nu din start. Adică noi ne-am chinuit, ne-am înnebunit cu secvența asta, e secvența de botez din film. Am filmat un botez pe bune, deci am stricat botezul cuiva pentru că n-aveam cum să filmăm altfel, că nu mi s-a dat voie. Am făcut două cereri, n-au fost refuzate cererile,
Și atunci am început ca nebunii să vânăm oameni care își botezau copiii și să... Așa, și am avut noroc de am dat peste o familie care a fost suficient de drăguță și au zis, da, bine, oricum avem două camere ale noastre, puteți să veniți și voi cu camera voastră. Și după aceea a început coșmarul, că săracii când au intrat în biserică și au văzut că sunt dungi făcute pe jos, de unde stă familia, unde stă figurația noastră, unde... Și a fost momentul ăla... Bine, m-am amuzat foarte tare chestia asta, dar retroactiv, că în momentul ăla... Când au venit cu copilul, am văzut că brusc copilul, de când îl văzusem în prima oară, avea cerceri. Și da, și ne-am gândit că ok, dacă trebuie să recreăm ceva după aia, că bine, am filmat ce am putut să filmăm atunci, la botez. Exact când am botezul, ne-au dat afară. Și ne-am gândit ok, dacă vrem să mai facem un detaliu după aia, și așa, cu o păpușă sau cu un alt copil, ce facem? Că nu o să mai avem cerceii ăștia. Și m-am gândit, ok, trebuie să le zic să scoate cercei. Și m-am dus la mamă și m-am zis, nu poți să scoți cercei, că-s de la nașă. Și m-am dus la nașă care era destul de nașă, deși era tânăr, așa părea genul cu care n-ai vrea să te cerți. Și am zis, știți că așa, și ce așa, bine. Și... Dar au fost, nu știu, au fost super drăguți oameni. Și au fost drăguși și nu s-au supărat nici când, adică, nu știu, să-ți fie copilul băgat în lichean, în film, așa, și tu să-ți zici, părinții, stați acolo, că intrați în cadru și așa. Da, deci au fost, secvența aia e datorită lor 99%. Da, pentru că e deja ne gândisem, deci am trecut prin varianta biserica catolică e ceva mai permisivă și ne-am gândit ok să facem într-o biserică catolică, dar după aia nu mai avea niciun sens că totuși mie mi se pare important ca personajele astea să aibă identitatea pe care nu știu, pe care o are cumva și majoritatea și dincolo de asta identitatea pe care o gândisem. Și da, și acum, dincolo de Biserica Ortodoxă Română, care e cum e, mai este, nu știu, a fost filmarea din gară, unde, în fine, nici mai vreau să mai aduc aminte. Deci era așa, România într-un spațiu mic. Era o chestie, deci nimeni nu știa la ce peron vin trenurile, când vin, câte vagoane au, nu știam nimic, era o chestie, a trebuit să punem un om pe pasarelă, nu știu cât, 2 km mai încolo, care ne dădea telefon, zicea, vine un tren acum, are 7 vagoane, pare că trage la linia 7, toată lumea, toată echipa fugea la linia 7, trenul se oprea înainte să intre în gară și după aia vedeam că se duce în partea cealaltă, iar toată lumea puși pe altă rând. Și după aceea când ajungeam acolo, vedeam că de fapt omul ăla de la pasarelă nu număra, se vine și avea 9 vagoane. Și în fine, pentru cine a văzut filmul, camera se plimbă de-a lungul trenului și după ce se termină ultimul vagon, descoperim personajul principal. Dacă trenul era prea lung, nu mai era peron, nu mai avea unde să stea. Și în gara de nord vin și trenuri cu 17 vagoane, de coboară oamenii pe linii undeva în... Da, și am filmat 4 zile am filmat acolo. Deci era ceva și trebuia să plătim de fiecare dată, da, și era o chestie de... Și nu știu, când avea o dublă mai bună, trecea un domn prin cadru, făcea, bună, mama, și nu știu ce, și da, deci nu a fost... Era... Și n-ai zice, așa, când te apuci, zici cam cât de complicat să fie. Și m-a ajuns la tot felul de chestii de-astea inventate, de oameni de-ai noștri care, când vedeam că e unul care se sesizează camera câțiva metri mai în față, se duceau repede la el și îl țineau de vorbă și îl întorceau cumva de la cameră. Deci, da, n-a fost... Era... Mă aduc aminte, am tras o dumă care era părea tot filmul într-un cadru. Deci apărea un preot care ridica un copil în braț, o femeie însărcinată, am și păstrat din ea pe sunet, am păstrat niște chestii pe care le-am folosit în film.
În fine, deci erau toate elementele astea foarte bune și mergeam și mergeam și la un moment dat m-am uitat la directorul de imagine și am zis, băi, trenul ăsta nu se mai termină. Moment în care prin stație s-a auzit, Iudit nu mai are unde să stea, că s-a terminat peronul, s-au terminat băncile. S-a... Și n-am mai putut să folosim cadrul ăla. Adică ne-am gândit la toate variantele, să tăiem, să sărim de la un tren la altul, să... Nu e. Deci asta zice locațiile, Bori inclus, partea asta de actorie și da, e... Nu știu, au mai fost, deși asta a fost destul de puțin, pentru că e iarăși revenind la povestea cu referendumul pentru familie și așa, mi se pare că... Și nu, eu cred că nu e bine, sincer. Mi se pare că problemele sunt mai... se rezolvă mai ușor dacă s-a dus la suprafață și rezolvate cumva decât dacă sunt păcate sub preș. Oamenilor le era jenă să vorbească de chestia asta și știu, deci a fost un moment care mi s-a părut foarte trist, așa, la nivel de, să zic, de relație între oameni până la urmă. Deci am avut pe cineva la casting pentru rolul lui Andrei Arthur, care știa pentru ce rol vine, adică știa că personajul ăsta are și o identitate homosexuală și... Și a venit, a dat proba, n-a luat proba și după aia a văzut filmul la una dintre proiecțiile din țară și mi-a zis după aia că, nu, dar la secvența aia cu ea doi bărbați, m-am bucurat că era prietena mea lângă mine, am ținut-o de mână și m-am uitat numai la ea în toată secvența. Și m-am gândit, dar la casting ai venit-o. Da. Și... Da, e chestia asta. Adică știu, au și fost discuții la un moment dat în timpul proiecției. A venit cineva cu ideea să trimitem un mail tuturor oamenilor din figurație care vin la botez, să știe despre ce e vorba în film, că poate unii nu vor să apară într-un film cu subiectul ăsta și... Da. Și nu, am zis că îmi pare rău, dar eu nu fac chestia asta. Eu când mă duc la botez, nu cer CV-urile oamenilor ca să știu dacă mă duc la botez ăla sau nu, că poate, nu știu. Se pare că există ceva ce camera nu poate surprinde, camera de luat vederi. Ceva ce nu poți aduce pe ecran exact așa cum vrei sau tocmai cum te-ai gândit. Mă, nu știu, mi se pare că lucrurile cele mai bune de obicei din film sunt mai presus pe tine ca regizor, știi? Mi se pare că oricum e foarte greu să sincronizezi toate lucrurile de la, nu știu, mișcări, priviri, intersecții de personaje, lumină, să treacă soarele cumva, să... Știu, la No Man's Land, de exemplu, noi am făcut... repetițiile și am făcut repetiții filmate, deci practic mai am filmul într-o variantă de la repetiții și ne-am dus într-o zi în care era o ceață de vedea așa, nu știu, se vedea, era un lapte de ăsta în care se vedea un pic mașina, un pic personajul și era ceva de o stranietate și mi-a plăcut atât de mult și am tot sperat că o să am ceață și când o să filmez filmul, a fost un soare de la buia, dealurile, da. Dar E o secvență în Monștri pe care eu evit să o mai văd de ceva timp, pentru că e o chestie foarte ciudată, nu doar seama, cred că are legătură cu muzica, cu cum îmi aduc aminte momentul ăla, cum sunt ei doi, cum sunt Iudit State și Cristian Popa. Nu știu, e ceva cu tot momentul ăla și mă emoționez foarte, foarte tare. Deci e o chestie de, nu știu, trebuie să mă abțin să nu mă apuce plânsul și mă enervează chestia asta, mă gândesc, mă vede n-ai cineva, sunt super pe nimeni. Am plus la filmul meu și ar fi plăcut să nu mai stau la... Și da, e o chestie, nu e ceva, nu e nici din scenariu, nu e nici din mizanscenă, nu e nici din actorie, nici... Pur și simplu, e o chestie dincolo de... Și da, mi se pare că lucrurile astea nu pot să le... Adică da, poți să repeți până bubui și să nu mai rezist în cadre la care am făcut, nu știu, 40 și ceva de duble și tot n-a ieșit fix ce voiam. Și sunt cadre cum a fost ăsta la care a fost ultima dublă și culmea, mie mi s-a părut atunci la filmare, deci le-am zis actorilor, le-am zis dacă secvența asta nu iese, am stricat tot filmul.
Și am plecat de acolo cu senzația că n-a ieșit. Adică, țin minte și acum, mi s-a părut cea mai proastă zi de filmare. Era foarte mult de filmat și trebuia să fugim dintr-o parte într-alta și... Era, nu știu, s-au întâmplat lucruri de alea ireale, deci ireale, apropo de ce poți să controlezi, dar deci, poate femeile de la figurație au venit îmbrăcate în mob. Deci a fost o chestie de aia, de m-am uitat și am zis, v-a spus cineva? Nu, așa ne-am potrivit. Dar și-au venit, care erau șanse să se îmbrace toate în aceeași culoare? Și era, nu mai știam cum să le plasez, că era, dacă stăteau două într-un loc, făceau așa un pătrat de la mob, un carn. Da, și nu știu. Da, sunt lucruri pe care nu poți să le controlezi și lucruri pe care, și asta știu de când, pentru mine experiența asta cu Cristi Puiu de la Sierra Nevada însemnă foarte mult, pentru că și după Marfa și Banii, și după Aurora e filmul meu preferat din filmele românești, așa, țin, nu știu, îmi place foarte mult filmul ăla. Aveam senzația cumva că trebuie să fie așa un fel de Dumnezeu pe platou și să controleze absolut tot și da, Cristi Puiu e într-un fel un Dumnezeu și se gândește la foarte multe lucruri și cumva ține cont de aproape toate lucrurile și așa, dar nici măcar el nu poate să controleze tot. Și mi-am dat seama că foarte mult din și din talent și din, nu știu, un anumit dar pentru regie ține și de a accepta lucrurile alea care se întâmplă și pe care nu poți să le controlezi și a le integra în ce ai gândit tu. Pentru că altfel, nu știu, ori e razna, ori faci duble până mori. Mi se pare că nu știu dacă am răspuns neapărat la întrebarea asta. Adică da, cred că sunt lucruri, dar n-aș putea să zic acum ce. E... Nu știu. Te îndoiești poate atât de tine, de drumul pe care l-ai ales, de... De drumul care l-am ales, pe care l-am ales, nu știu că e cam... Dar, da, mi se pare că îndoielile ai tot timpul și inclusiv... De chestia asta mă și amuză și cumva, nu știu, mă bucură tot ce s-a întâmplat cu moștri și mai ales tot ce s-a întâmplat cu moștri afară. Că sunt lucruri care mie mi se pare mai puțin reușite în film. Și când vin oamenii la mine și îmi spun, mamă, și secvența aia mi-a plăcut atât de tare și mă gândesc, oh, nu e secvența aia. Și da, și mă gândeam, oricum e foarte amuzant, apropo de chestia asta, cum oamenii din critică și din lumea filmului și așa, apreciază foarte tare lucrurile alea atât de discrete încât publicului obișnuit îi se par plictisitoare și cum publicul, să zicem, normal consideră foarte amuzante și momentele cele mai bune din film, momentele care criticii se par așa cam îngroșate și cam prea... Și, da, cumva cred că nu pot să mulțumesc pe toată lumea. Dar legat de chestia asta cu îndoiala, nu știu, e... Mi se pare că e rău și să te îndoiești și să te îndoiești prea mult și e rău și să nu te îndoiești. Că dacă ești genul ăla numai cu certitudini, se pare că ai toate șansele să faci mai porcării. Adică, da, cumva eu sunt invidios pe oamenii aia care sunt foarte siguri că sunt foarte deștepți și foarte talentați și nu știu ce, dar câteodată mi se pare că n-ai niciun mijloc de control dacă ești așa prea mulțumit de tine și prea încrezător. Și cred că cumva asta am încercat să zic și cu filmul, că e bine cumva să spui întrebări, să nu pui, știi, mai degrabă să pui semnul întrebării decât să pui punct după o chestie. Mai sunt întrebări, închidem cercul. Și spunem... Eu vreau să întreb dacă acum ai putea sfătui pe cineva care
începe drumul ăsta, studiem la regie, ce ei spune să evite neapărat sau ce sfat ai putea da? Iarăși, nu știu, cu sfaturile eu nu stau prea bine, dar ce revelație am avut când am fost la... Deci după ce am terminat școala aici, am avut o școală la Londra, cu National Film and Television School, și acolo, la fiecare proiect cu care veneai, te întrebau de ce. De ce vrei să faci filmul ăsta? De ce personajul ăsta e scris așa? De ce se duce el acolo? De ce vine el până aici? Și așa mai departe. Și a fost o revelație, pentru că, spre deosebire de unei ATC, unde se venea numai cu soluții, acolo se venea numai cu întrebări. Și nu numai cu întrebări, se venea cu această întrebare din patru litere. Da. De ce? Și mi s-a părut că mie chestia asta mi-a rezolvat așa, cumva, toată construcția mea de ce înseamnă regia. Pentru că, da, dacă îți pui întrebări, dar să-ți pui întrebări, mi se pare că, nu știu, că nu vreau să vin cu chestii de alea, de vai, dar să fie întrebări autentice, dar să te macine, dar să, nu știu, dar cred că fiecare, nu știu, știe cumva pentru el cât de oneste sunt întrebările alea. Adică mi se pare, pe mine nu prea mă interesează, recunosc filmele care sunt făcute așa ca să demonstreze că cineva e deștept și că e talentat și că, și mi se pare că filmă sunt așa un mi film. Sunt despre acest om care știe să facă... Nu, prefer niște filme imperfecte, dar niște filme în care chiar să simt că e o întrebare și că e o căutare și că cineva se preocupă de lucrurile ăla. Nu vreau să-mi vină cu demonstrații de... Și de asta mi se întâmplă de foarte multe ori ca filme care sunt considerate așa nemaipomenite, mie să nu zică nimic. Deci chiar nu se întâmplă, iar nu știu, nu cred că e un sfat, dar cred că e important ca cineva să facă chestia asta, să se întrebe de ce. Și de ce vrea să facă asta, și de ce vrea să spună povestea pe care vrea să o spună, și de ce alege să o spună în felul care o spune, că așa e foarte ușor să zici, și fac alb negru filmul ăsta, că așa mi se pare mie frumos, sau... Da, nu știu, poate e permis așa până la un anumit punct, dar din punctul ăla încolo, după cum am zis și cumva cu chestia asta mă simt așa foarte acoperișită, că de-aia și stau liniștit și la Q&A-uri și așa, poate să-mi spună oricine că e prost filmul, că e lent, că e, nu știu, că nu interesează și așa mai departe, dar nu poate să-mi spune nimeni că e ceva gratuit în filmul. Adică nu cred că este un singur element care s-a întâmplat să fie acolo. Nu, toate lucrurile au fost gândite. Acum că o anumită stare sau nu știu, un anumit sentiment a apărut dincolo de noi, da, lucrul ăsta mi-l asum și mi-asum faptul că n-am putut să-l controlez. Dar nu e niciun personaj pus gratuit, nu e nicio replică gratuită, nu e nimic așa care ne-a scăpat și am zis, hai. A apărut să mai fie ceva. Am vrut să mai spun că nu e nimic gratuit și în același timp rezultatul pe care l-ai obținut poate să aibă un grad mai mare de împlinire sau mai puțin de împlinire. Ți se pare că ai atins tot ce puteai să atingi? Adică dacă să zic că ai fi avut bani mai mulți sau timp mai mult la dispoziție, ți se pare că o anumită scenă sau un anumit lucru ai fi putut să îmbunătățești? Sau asta este... Asta mi se pare că e fix ca întrebarea cu ratare, știi? Cred că ar fi fost alt film. Cred că ar fi fost alt film în alte condiții. Nu știu dacă ar fi fost mai bun, nu știu dacă ar fi fost mai prost, nu știu dacă ar fi... Nu, uite, am avut chestia asta acum câteva zile, mă gândeam cum ar fi fost dacă la final, după ce își puneau întrebările alea, cum ar fi fost dacă el o lua în brațe sau dacă ea îl lua în brațe și dacă simțeam în îmbrățișarea aia că oamenii ăștia cumva sunt foarte singuri și că au foarte...
o foarte mare nevoie de cel. Și m-am ofticat și m-am gândit, uite, nene, că aș fi fost, pentru că da, e și simt lucrul ăsta, mai ales că e momentul ăla cu bunica care e foarte sus și după aceea e momentul ăsta care e cumva pe un platou așa și de obicei spectatorilor le place să iasă din film așa pe o notă de asta de sus, să iasă cu energie, nu să iasă așa de, oh, nu știu, nu e foarte clar cum e. Da, și după aia mi-am dat seama, mod evident nu mai are niciun rost, că nu sunt mai apuc acum să mai filmez o secvență, să o lipesc așa, dar... Da, exact. Dar e... Mi se pare că în condițiile alea și în momentul ăla, ăsta a fost filmul. Și întâmplător, știu că i-am zis chestia asta, că tot spusesem lui Cristi, lui Cristi Puiu, când s-a terminat Sierra Nevada și așa, i-am mulțumit și i-am mulțumit. N-a părut prea încântat și imposibil să... În fine, să fi dat prost chestia aia, dar a fost exact ce am simțit. I-am zis că nu-i mulțumesc numai pentru filmul care o să iasă, îi mulțumesc pentru toate filmele care ar fi putut să iasă și la care simt că am asistat fiind acolo, fiind la filmare. Știi? Și știu și la filmul ăsta că au putea multe lucruri să ia și sunt secvențe care au fost modificate inclusiv la filmare, putea să ia în multe alte direcții. Dar am avut ceva cu fizica cuantică, nu știu ce se întâmplă. Mi se pare că din toate universurile posibile, ăsta a fost ăla care s-a împlinit. Ăsta e și nu mai... Nu cred, da, mi-aș fi dorit să am mai mult timp, mi-aș fi dorit să fac unele secvențe mai liniște, mi-aș fi dorit poate să am mai mult timp de repetiții pe unele secvențe, dar... Nu știu, s-ar putea peste 10 ani, când o să am detașarea necesară, să zic... Mamă, ce misterii de film am făcut! I-am întrebat pe toți regizorii care au fost la Cercul dacă filmul din capul lor e un lucru, ce își imaginează ei când se apucă să scrie un scenariu, ce iese din scenariu și ce ajunge din scenariu pe platou de filmare și ce se termină, ce ajunge la sfârșit. Diferența dintre filmul pe care tu l-ai gândit la început, înainte de a începe drumul, și cât a mai rămas din filmul pe care l-ai gândit la început și dacă ești mulțumit în sensul ăsta. Sau e trist cel care și-a imaginat față de... Și sunt convins că tot ce au zis este exact ce am gândit și a ieșit exact. Da, eu n-am, adică ținând cont de faptul că în afară de Șerban Pavel și de Alexandru Potocean, nimeni din distribuție nu este actorul la care mă gândisem inițial. E deja... Dar iarăși, mi se pare că eu nu l-am gândit, de exemplu, pe Andrei niciun moment așa cum l-a jucat Cristi Popa. Niciun moment. Deci n-a fost. Eu vedeam cu totul altceva pentru... Îl alesesem pe Sorin Leoveanu, mergeam într-o direcție de asta, de, nu știu, un om mai, cum să zic, cu mai mult umor, mai sarcastic, mai, cumva, mai dezinvolt. Și, da, și când a venit Cristi la probă, am avut o revelație. Și am avut o revelație în sensul în care m-am gândit, asta nu e personajul pe care l-am scris eu, dar e o interpretare pe care o cred. M-am uitat la el și am momente și acum, când mă uit la film și l-am văzut, nu știu, deci dacă nu l-am văzut de 100 de ori, cred că nu l-am văzut niciodată. Și sunt momente în care mă uit la Cristi și nu îmi dau seama că joacă. Ceea ce, nu știu, mi se pare... Da, mi se pare că mai mult de atât nu puteam să-i cer. E o chestie, deci îl cred și cred că e el... Cristi Popa, nu cred că e Andrei. Cred, nu știu, văd un om acolo, nu văd pe cineva care se preface și văd. Adică mai sunt momente în film care... Dar, na, chestia asta cu distribuția, cumva mie mi-a rezolvat toate problemele astea vis-a-vis de ce e filmul versus ce ar fi putut să fie. Adică am lucrat cu Stella Popescu pentru bunică, am murit la o lună după ce am început să repetăm. A fost... Dorina Lazăr a stat până în ultimul moment, joacă, nu joacă. Adică putea să fie inclusiv am trecut prin varianta în care cineva a sugerat să
schimbăm și să punem o mamă în rolul ăla. Să, adică o mamă. Să fie personajul mamei, să nu mai fie personajul bunicii. Da. Deci... dar, iarăși, e, cred că ar fi, sunt curios cum aș fi răspuns la întrebarea asta dacă filmul nu se ducea la Berlin, ci dacă nu se ducea la festival și dacă nu era, să zicem, un succes de festival. Adică dacă rămâneam doar cu cei 6.000 de spectatori din România. Care, în paranteză, fie spus, nu știu, acum e, s-a deschis robinetul cu frustrări, acum nu vă mai țin. Oh! Poate, bă, nu mi-am dat seama că e puțin ceasă. Asta mă zic. Da, mi se pare că e foarte trist în momentul în care lucrezi 3 ani la un film și hai că nu lucrezi 3 ani, dar mai puțin un an nu prea ai cum să lucrezi. Și filmul ăla nu stă în cinematografie nici măcar o lună. Adică e... am vrut să-mi fac sângeroa acum câteva zile să mă gândesc oare toți oamenii implicați în filmul ăsta au fost mai mulți decât numărul de spectatori din România, pentru că da, e, și nu știu, mi se pare că te bați cu atât de multe lucruri, adică la Brașov m-am și enervat, cred că nu o să mai arat un film de-al meu la Brașov în mall ăla niciodată, pentru că, da, mi-a zis o doamnă, dar filmele românești au toate sunetul foarte prost și, da, și nu știu, răspuns politicos la întrebarea asta o dată, de două ori, de trei ori și am zis, doamne, l-am văzut ieri la Timișoara și s-a auzit impecabil și mi-am făcut o datorie de onoare să întreb pe toată lumea după fiecare proiecție, ați înțeles replicile, s-a auzit bine. La Timișoara a zis toată lumea că s-a auzit perfect. Am stat și eu în sală la 40 de minute din film. S-a înțeles fiecare replică, s-au auzit toate sunetele, sunt slavă Domnului, s-a lucrat o tonă pe sunet, sunt puse tot felul de informații de mai un copil, un plan 2 care plânge după maică sau nu știu ce. Brașov se mai auzea câte o voce din când în când, câte un claxon și asta era atât. Și am zis că n-ai, ok, faci filmele și ai grijă ca sunetul să fie bun. Noi am făcut 8 proiecții pentru sunet, deci ne tot duceam. Mai umblam la el, îl duceam în cinematograf, vedeam cum se aude aici. Îl duceai într-o sală, se auzea într-un fel, schimbai sala, se auzea în altă. Și nu e chestia asta, soluția subtitrării nu ar fi o soluție? Păi, soluția subtitrării ar fi o soluție, dar pentru copilul ăla care plinge după maică sa în planul 2, nu pot să scriu în paranteză. Copil care plinge după maică sa în planul 2. E... plus că ia foarte mult din... adică, iară, sunt momente în care... mai ziceau oamenii, dar ia-i doar pe ea, doi bărbați într-o cameră care vorbesc, nu se aude nimic în rest. Cum să explici că, măi, trece o ambulanță pe stradă la un moment dat, sparge cineva ceva, se aude o alarmă, e cineva pe scări, bate cineva într-o țeavă la apartamentul de sus. Ce, dacă în sala aia se aude doar buuu? Și când, deci, te lupți cu chestia asta, că filmele, toate clișeele, că filmele românești au prost, că filmele românești sunt numai cu sărăcie și cu ciorbă și cu faianță și cu... da, și trebuie să te duci la, nu știu, acolo unde te primesc, unde interesează pe cineva, la ce emisiune poți, la ce discuție, să spui, dom'le, nu e așa. Și e, cumva, foarte mulți din oamenii care au văzut filmul ăsta au zis că dacă îl vedeau în altă limbă, nu s-ar fi prins că e un film românesc, că nu au... dar ce să faci, să mă duc să zic, știți că nu e ca un film românesc. Adică, cumva, nu știu, jignești pe toată lumea, jignești și pe oameni care au făcut filmul înaintea ta. Nu știu, mi se pare că jignești și zici, da, nu e cu românii. E cu niște oameni care nu sunt ca românii. Nu, e... ce să zici? Și n-ai, mi se pare că trebuie să... nu, chiar nu-mi dau seama ce se poate face și probabil că trebuie să fie un... dar nici așa nu cred că o să se schimbe, să fie un film românesc care să nebunească pe toată lumea de, nu știu, să zică, da, nene, uite filmul ăla pe care îl așteptam. Dar iarăși nu pot să controlez nimic. Duminică mi-a zis cineva, să știți că cred că e filmul meu preferat, ăsta și Filantropica. Da, și-am întrebat-o dacă vedem vreo legătură și mi-a zis da. Adică, chiar nu știu și revenind la frustrare și încheiind într-un sfârșit,
chiar nu-mi dau seama cum se poate face să convingi oamenii că are sens să vină la film și că cu cât merg mai puțin la filmele astea, cu atât filmele o să fie din ce în ce mai mult genul boom, țac, poc, nu știu ce, și da, e... Și cumva toată lumea admite chestia asta. M-am dus la filmul ăla și a fost fix ce mă așteptam să văd și ce am mai văzut de 100 de ori, dar o să mă duc și la următoarele 10 care vor fi exact ca ăsta, că... Și da, e foarte complicată chestia asta. M-am tristat de tare când am fost acum, am fost cu filmul în Mexic și în Mexic au o cinematecă care are 10 ecrane, 10 săli de cinema plus una în exterior cu un fel de deal de ăsta artificial făcut și cu un ecran cu toate zilele. Și da, nu știu, poate au net foarte prost. Poate, nu știu, sunt biletele într-adevăr mult mai ieftine decât la un bilet la aici un euro jumate. Și e regim de multiplex. Deci, iarăși, totuși când ai 40 de lei la mall pe bilet, parcă, nu știu, ai grijă foarte tare la cine să vezi. Dar da, mi se pare că lucrurile astea trebuie educate și dacă nu mai ai cinematografe de artă și nu mai ai oameni care să meargă să vadă filmele și oameni care să vrea după aia să stea să vorbească de filme, să se gândească la ele. Așa, nu o să mai... Nu știu, că nu o să mai mergem nicăieri. Hai că am vrut să zic prea multe chestii și mă simt stresat că e și final și zic, bă... Deci n-am... N-am fost tot mai... Pare că deja toată lumea este un pic... Aici, întrebare. Asta este ca momentul ăla la Sfântul Gheorghe. A zis cineva, să știți că mie mi se pare că filmul ăsta a fost prea scurt, trebuia să mai dureze și toată lumea din sală. Da. Da, spuneți. Este secvența asta care mie îmi place foarte mult în film. La începutul filmului, când Dana vrea să se urce în taxi, însă persoana în taxi o refuză. Și se pare foarte drăguț cum pentru oameni nesimțiți se folosește întotdeauna cuvântul persoană. Și până la urmă alege să se întoarcă înapoi la taxiul respectiv, da. Și să mai încerce în vadă. Voiam să vă întreb cum ați gândit scena aceasta și de ce ați ales să faceți în modul ăsta? Da, mulțumesc. Mi se pare mișto întrebarea asta și mi se pare mișto pentru că prima parte, eu am mai făcut-o ca scurtmetraj în 2015 și ăsta e un lucru care s-a schimbat față de scurtmetrajul ăla. Pentru că în scurtmetraj Dana, personajul era mult mai infit și mult mai nesuferit cumva, era mult mai antipatică la început și se enerva foarte tare că o refuză și se ducea undeva mai departe și lua telefonul și suna fix la compania de taxiuri a omului respectiv și zicea și ce indicativ. Zicea că e indicativul ăla și că ar vrea să ia mașina respectivă. Și atunci venea la comandă în mașină. Și era cumva relația dintre ei doi era setată de la început ca fiind cu totul altă. Și după aia mi-am dat seama că, ok, insistența asta a ei se potrivește cu ce trăiește ea și cum reacționează ea în cuplu, un cuplu pe care îl are cu Andrei, dar în același timp, ca forță și ca, cum să spun, ca agresivitate, nu merge deloc cum e ea în cuplu. Și atunci am zis, nu, ok, ce face în varianta asta, în varianta de lungmetraj, este să insiste, dar să insiste în termenii setați de el. Ok, vrei să te întreb înainte să mă sui în mașină, dacă mă duci acolo? N-am nicio problemă. Mă mulez pe regulile tale, mă adaptez la regulile tale și fac cum zici tu, pentru că ce vreau eu e să ajung în punctul respectiv și să merg în punctul respectiv cu un om care mi-a zis nu la început, din cauza, în fine, unei prostii, de fapt. Și, da, asta... Da, personalul ăsta, dacă mi-ai zis tu, ușor de la zi, mă ducea mai repede, mă lasă într-o secvență, când se duc ei să ia probabil niște prăjituri de la capșa și îl vede, scurt. Da. Da, era... În fine, aici, iarăși, e mai mult de discutat decât ar fi în momentul acum. Cumva îmi doream să mai apară el odată în ideea că
acolo a fost ceva ce putea să meargă mai departe. Adică ea ar fi putut să-i zică în momentul ăla, când ajung la apartamentul vechi, să-i zică hai cu mine sau nu știu, sau vrei să urci sau așa. E o tensiune acolo care cumva pe unii oameni i-a dezamăgit că n-a fost dusă mai departe, așa. Și voiam cumva prin reacția ei să afirm că și de partea ei a existat un atașament emoțional acolo, că n-a fost doar, nu știu, că l-a apreciat, că e drăguț și atâta tot. Plus, iarăși, cumva, adică inițial s-a gândit ca fiecare din personajele astea principale de, să zic, de sector, în fine, pentru o parte, cum e taximetristul și cum e Șerban Pavlu în partea a doua, trebuiau să reapară, să mai apară o dată. Mai apărea și Șerban Pavlu, dar secvența respectivă am tăiat-o. Pentru că, culmea, ne-am dat seama în momentul în care am montat, care cu totul alt efect. Era, reapărea în momentul în care pe Arthur l-a apucat plânsul după ce vorbea cu Dana la telefon. Și, da, și îl vedea plângând pe Arthur, pe Andrei, și avea un moment de ezitare. Și ce mi s-a părut mie la filmare, că îl va salva pe personajul ăsta, că o să arate că, uite, deși un nasol înainte, totuși are ezitarea asta când vede acum că omul ăsta nu e într-o stare bună, a dat cu totul altceva. Deci când ne-am montat, părea că, de fapt, e și mai nesimțit, că îl vede plângând și totuși nu face nimic. Și am decis să te iau. Apoi și de lucruri care n-au ieșit, care scenar. Da. Păi cam asta, nu? Dacă mai e nicio întrebare, mulțumim celor care n-au adormit de aici sau de acasă. Da. Mulțumim. Da. Ultima întrebare. Ultima întrebare. Dintre toate aprecierile, scuze, reacțiile pe care le-au avut cei care la filmul tău, da. Dintre cele ale oamenilor din branșă, da. Care te-a bucurat cel mai tare? Da, mă gândesc atât de mult pentru că mi-au venit două instantaneu în cap și mă gândeam să nu ratez pe cineva, dar cred că totuși astea sunt cele mai importante. Când l-am arătat lui Cristi, Puiu și a fost odată pe toată secvența aia dintre cei doi bărbați, am simțit un disconfort foarte mare și m-am gândit, ok, cred că e bine dacă nu îl lasă indiferent. Și după aia, la final, mi-a zis, băi, e bun, a ieșit, mi se pare că e un film bun. Și inclusiv i s-a părut bun și ce altora i s-a părut prost înainte, ceea ce iarăși m-a liniștit. Dar probabil feedback-ul la care am ținut cel mai tare și care mi s-a părut cel mai emoționant a fost al lui Răzvan Rădulescu din branșă, care a fost, nu știu, probabil are legătură și cu faptul că a lucrat cu Lucian Ciomanu, cu directorul de imagine, și cererea asta ca el să vadă filmul și să vorbească cu noi după a venit prin Lucian. Dar a stat 2 ore și jumătate cu noi și a vorbit de film așa, personaj cu personaj, cadru cu cadru, secvență cu secvență, intenție cu intenție. Și la sfârșit i-am mulțumit și mi-a zis, stai, știi că dacă nu mi-ar fi plăcut foarte tare filmul, nu pierdeam atâta vreme să vorbesc despre el. Și da, a fost, nu știu, chestia aia a fost așa o școală în 2 ore și jumătate și inclusiv a venit cu 2 idei de schimbare, că i-am spus că aveam 2 probleme la nivel de montaj în momentul ăla și a venit cu 2 soluții pe care ne-am și integrat în timp. Și da, nu știu, a cântat foarte tare, mai ales că atunci când, nu e neapărat că vine de la cineva din branșă, dar când vine de la cineva pe care tu l-apreciezi, se pare că face filmele alea cu care ai vrea să semene filmele tale, da. De ce? Și mai vreau să mai zic o chestie acum, ca să văd că tot am acest tricou nesimțit pe mine cu promovarea filmului. Dacă cineva vrea să vadă filmul, mai este mâine la ora 8
la Muzeul Țărănuie Român, în fine, la, da, la MCR. Și după aia mai este duminică, la 3:30 la Elvira Popescu. Zic chestia asta că mai rulează de foarte puțină oare, încă suntem, am intrat târâindu-ne în a 6-a săptămână și târâindu-ne, că zic târâindu-ne că avem așa, 2-3 proiecții, că e chestie de aia de... La Elvira Popescu, de exemplu, până acum am avut numai proiecții soldate, s-au făcut 5 proiecții, toate au fost pline. La proiecțiile din mall am avut 5 spectatori, 7 spectatori. Da. Bine, mulțumesc mult pentru răbdare și așa, și nu știu dacă mai e ceva, deși mi-e greu să cred. Suntem pe Facebook, pe Moniștri, 2019, cred. Nu-mi dau ce gata, că scrie Smoiști, sigur, la fel și mai răspunde la întrebări și acolo sau la cele de tricouri. Bine, mulțumesc! Mulțumesc!